Doamnelor, domnilor, fanaticilor, good morning! Bine ați revenit la Fanatic Superliga! Ne-am văzut doar acum câteva ore, da? La Prima Sport 1, v-am mai zis, am devenit un Dan Diaconescu, așa? O să încep să mă satur eu deja de mine, deja am început să mă satur puțin. După doar câteva ore, dacă vă era dor de mine, mai ați înțeles așa, cum sunt eu, mai pufoșel, mai mare, iată-mă, suntem aici în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Este luni și începem în forță o nouă ediție de Fanatic Superliga. Vom discuta, bineînțeles, și despre etapa care s-a încheiat. Mă refer, bineînțeles, la play-off, da? Pentru că mai sunt astăzi două partide foarte interesante din play-out. O să aruncăm un ochi și spre meciurile echipei naționale. Avem foarte multe subiecte, v-am pregătit foarte multe intervenții și, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit la Fanatic Superliga, știri în exclusivitate. Ca orice emisiune care se respectă cu un anumit blazon, mulțumim sponsorilor, Superbet, sponsorul principal al show-ului nostru, încă de la început și le mulțumim prietenilor de la Superbet și sponsorul premium Aqua Carpatica, care ne ajută să fim în mare, mare formă de acum, nu doar în online, ci și la TV, la Prima Sport 1, sâmbătă și duminică. Deci lucrurile, ca să le clarificăm, sunt așa, da? Sâmbătă și duminică, dacă vreți să vedeți Fanatic Superliga, vă uitați seara la derbiurile de pe Prima Sport 1. Emisiunea este înainte de meci și după meci, practic îmbracă partidele. Asta este pe TV, da? Pe TV nu are nicio legătură cu site-ul Fanatic, deci în fiecare seară, sâmbătă și duminică, când sunt meciuri din Superliga, derbiurile sunt analizate la Fanatic Superliga de mine și de către invitații mei, care în general sunt cam aceiași cu cei de la emisiunea online. Luni, marți și vineri continuăm fără probleme show-ul nostru, cel de toate zilele, de la 10:30 dimineața în online, în direct și în exclusivitate pe site-ul nostru. Încă o dată mulțumim Superbet, mulțumim Aqua și mulțumim și domnilor care s-au trezit. Stai mă, că voi sunteți proaspeți, n-ați fost. Eu numai eu am muncit ieri la Prima. Voi n-ați fost. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Vă salutăm, domnul Stoichiță. Bună dimineața. Cum a fost pastrama ieri la FCSB cu Sepsi? Bună. A? Se pricepe teia? Se duce, se pricepe. Da. Are talentea? Da. Da? Deci eu mă chinuiam, oameni buni, da, la emisiune. Da, dă-i și dă-i acolo cu analize, cu alea. Și Stoichiță a adus teia Sponte ieri la meci, pastramă. Da, nu-i tare pastrama de oaie? Nu. S-a topit în gură? Nu. Este un maestru. Da. Un maestru teia. Dar cine a adus o teia sau fiica? Erau mai mulți de acolo, sau din familie. Sau ginele lui Gigi. Și ginele a fost și aia, toată lumea, dar nu știu cine o fi adus. Nu cred că teia e cu protocol. Teia e cu protocol. Cel priceput. Și bun? Excepțional. Și te-ai gândit la mine? Numai la tine, știi? Dacă îmi băgai. Știam unde ești, m-am gândit la tine și la scaunul care mi-l oferă acolo la emisiune la Prima tot timpul. Da, nu, tot timpul că ai fost odată. Da, păi, tot timpul. Ai fost odată. Tot timpul când și, a fost. Nu, odată și pentru... E la început de 5 zile și nu ne ceartă. M-auzi, odată și pentru ultima oară. Da? Așa. Ai debutat cu o retragere. Mă sună, de ce? M-auzi? Mă sună Stoichiță, aseară, știi? A fost penalti, la Debeliu. A fost penalti. Zic, da, nu știu ce să zic. Zic, are acoperire regulamentară. Zice, da. Nu-mi spun, da. Zice, mă duc iar la pastramă. Hai, te las. El fiind la meci, da, muncea. Da. Bine ați venit. Bună dimineața, domnul Stoichiță. Bună dimineața, de ce bine v-am găsit. Ți-a dat scaunul cu spinii acolo la Prima? Da. La Prima, cu spinii l-ai dat? Nu e ca la VIP. O să te duci tu la Prima. A fost. S-a simțit impecabil. Da. Păi nu, că lor le-am dat alte scaune. N-avea pastramă pe el. Băi Mihai, nu m-ai chemat la pastramă? Ți-am dat scaunul pe care îl meriți. Robert Niță, prietenul nostru și analistul de forță încă de la început al emisiunii noastre. Și nu uitați, mare influencer, Superbet. Când era jucător, eu nu mă băgam la masa de remi sau la masa de poker când juca Cobra. Să știi și tu. Ai pierdut, mă, vreodată? Eu spun adevăr. Toate când se venea primele marți, se dădeau primele, toate primele veneau la mine. Uite, povestește. Toate primele. Deci când ne dădeau primele după așa meci, că nouă ne plătea. Deci cum jucam meciul acasă, câștigam $1,000, jucam sâmbătă, marța ne prezentam, ne chema Tică și Ion Alexandrescu să avem primele. Așa. Și eu stăteam, mă duceam primul, luam banii și după aceea stăteam la ușă. Haide, trecea, Vlădoiu. Domoș. Hai. Le rezolvi. Domoș. Panait. Panait. Cine mai era? Panduru. Hai, trece. Dar ce făceam? Hai, așa bun era. În cartonament? Păi jucau și ei un remi. Normal, da.
Mă, eu n-am văzut odată să piardă domnul Adrian Ilie, mă, n-ai văzut așa. Adică și eu nu mă băgam, eu Remi și mai ce? Remi și poker jucam. Și nu pierdea Cobra niciodată? Păi ce să spună eu. Mam, ai văzut? Ți-am zis ce nasam? E la telefon și proprietarul patronului Sepsi, domnul Dioseghi. Vă salutăm. Bună dimineața, domnul Dioseghi. Bună dimineața, bună dimineața. Salut pe toți. Da, bună dimineața. Nu știu cu cine sunt, dar... Voci. Ești cu noi. Da. Voci cristaline de dimineață, șeful nostru al tuturor, Mihai Stoichiță. Am auzit vocea lui, am recunoscut acolo. Roberniță, Cobra Adrian Ilie, care ar fi fost bun Adrian Ilie aseară. Da. Nu numai, trebuia mai mulți jucători aseară. Da. Domnul Dioseghi, cum spun oltenii, vă bătură iară. Da. Deja am și zis ieri că atâta m-au acuzat de blat, am adus aminte ce să răspund de la chestia respectivă. Eu zilnic fac blaturi. La brutărie fac blaturi de pizza și la cofetărie blat de tort. Deci zilnic fac blaturi, numai că blat de tort și blat de pizza. Am înțeles. Deci știau ceva rivalele. Da. Modestă rău a doua repriză. Câți jucători, domnul Diose, câți jucători, enumerați-i puțin, câți jucători nu ați avut ieri? Că e important. Deci a lipsit Nițui, da. A lipsit Oteliță, a lipsit Alimi, a lipsit Ștefan, a lipsit Ștefănescu și a lipsit Matei. Da, cam eu cred că dacă aveați măcar 3-4 dintre băieții ăștia, era posibil ca lucrurile să stea altfel aseară. Bine, acum teoretic putem să spunem că era, dar nu am fost mulțumit absolut deloc de repriza a doua, dar asta deja a devenit o obișnuință, din păcate, în ultimele meciuri, în afară de meciul cu Petrolul și cu Voluntariu, reprizele al doilea au fost catastrofale. Acum să vedem din ce cauze. Apropo de FCSB, era și de ce, de brutărie, era o pâine de mâncat aseară cu FCSB-ul, cum vi s-a părut? Da. La fel ca acum o lună jumate, erau vulnerabili. Cel puțin ce am văzut eu în spate, am creat foarte multe ocazii în prima priză, cu nonșalanță am ratat, peste poartă a dat și Varga Kevin, era singur cu portarul. În repriza a doua am avut un singur șut spre poartă, care, hai să spunem, cu 10 centimetri a greșit ținta pe un, de la 16 metri parcă a șutat spre poartă. Altceva nu prea am avut. În ultimele 10 minute am încercat să presăm, dar n-am putut să dăm nicio centrare bună. Da. N-au vrut să vă ia banii, băieți, ăștia, că nu era 1800 de euro, nu era o primărea. Da, și vă dați seama, fiecare jucător are promis pentru Conference League. Și dacă continuăm... Cât are primit? Poftim? Cât are primit? Nu știu, fiecare are în contractul lui specific, între 5.000 de euro, 3.000 de euro, 6.000 de euro și vă dați seama că se cumulează primele. Deci trebuia să lupte și s-a dus o etapă, a mai rămas nouă, dar trebuie să luptăm de acum încolo, nu mai e loc de pas greșit. Avem două meciuri acasă, dacă nu facem minimorul 4 puncte, înseamnă că încet am luat adio de la conferenții. Da. Apropo, mă uitam aseară, a dat o declarație interesantă și vreau să vă rog să o comentați, domnul Becali. Și spune așa domnul Becali, eu vă citesc ce a spus. Eu n-am înțeles nimica, poate ne rămuriți noastră. Marius Ștefănescu nu ajunge la noi că nu-l iau eu. Avem contract cu Sepsi că el nu are voie să joace cu noi niciodată. Am făcut o convenție semnată. Am avut împreună cu cei de la Sepsi o mare afacere. Are dreptate Diosegi, știe că nu-l dă la noi. Repet, avem un contract semnat, o convenție cu Sepsi, nu pot să vă spun mai multe, vorba de o mare afacere. Ce e asta? Aoleu, așa ceva eu n-am auzit în viața mea. Asta acum aud prima oară. Ce afacere să avem noi cu FCSB? În afară de a cumpăra o singură dată pe Dumitru. Da. Și cum să avem noi semnat așa ceva că Ștefănescu nu joacă contra FCSB? Doamne ferește! Atunci pur și simplu nu juca, nu lua galben așa, nu.
Deci nu avem noi nicio afacere cu FCS. Adică sunt aberații? Nu știu ce sunt, dar habar n-am. Noi nu avem nicio afacere cu nicio echipă de fotbal. Nu știu de unde a fost domnul Becali asta. Chiar n-am auzit în viața mea așa ceva. Deci eu n-am discutat nici cu dânsul decât o singură dată prin telefon când a dat o ofertă verbal pentru Ștefănescu. Am zis că nu, nici nu se pune problema. Ștefănescu nu pleacă de la noi. Am avut ofertă de la FCSB și de la Rapid, dar nici n-am vrut să stau de vorba. Da, domnul Becali, cât v-a oferit atunci când ați vorbit? 800 de mii, parcă. Dar nu vreau să pun prostii, că nu mai amintesc. Acolo, 700-800 de mii de euro. Deci nu există nicio convenție semnată, nici o afacere, nu? Dar cum poate așa ceva să faci o afacere, să semnez că un jucător nu joacă contra FCSB-ului? Nici nu intră în discuție. Păi și de atunci de unde a spus lucrurile astea? Nu, habar n-am. Deci, a glumit? Trebuie să întrebați, 100% că a glumit. 100% a vrut să apele să fie tulburate puțin, dar nu există așa ceva. Cum se poate face să semneze un act că Ștefănescu nu joacă contra unei oricărui echipe? Așa ceva nici n-am auzit în viață. A, da, dacă era jucătorul FCSB-ului, ok, atunci se poate semna că a fost și Clujul... ne-a pus să semnăm că nu joacă cum se numește jucătorul care Petrila nu joacă contra ei sau care dă împrumut. Asta e altceva. Cum să semnezi așa ceva că nu joacă contra FCSB-ul? Am înțeles. Deci n-ați făcut nu știu ce afacere misterioasă cu domn Becali, a? Eu n-am făcut absolut nicio afacere, nu că una mare, nici una mică n-am făcut. Am priceput. Singura afacere când a cumpărat, a venit prin agent și a cumpărat pe Dumitru. Alta afacere cu FCSB sau cu nimeni nu prea a fost. Da, e clar. No, înseamnă că probabil a vrut să bage bățul puțin prin gard. Nu, a glumit. Eu cred că am văzut că mai glumește așa. A pus niște vorbe așa în vânt ca să poate, fie despre ce să poate vorbească. Vă caută unic pe glumele astea de la instituțiile statului. Nu, se poate fi asta, dar poate să vină la noi oricine, că noi nu facem nimic de genul ăsta. Da. Domnul Dioseghi, înțeleg că Rodriguez și Bălașa li s-au reziliat contractele? Nu, n-am ajuns acolo să reziliem contractele. Pur și simplu antrenorul a decis că nu se mai bazează pe ei. De vreo lună de zile există, să spun așa, între antrenori și cei doi jucători, că nu mai bagă în lot. El are o altă viziune, mai mult trebuie să joace cu tineri, care, după părerea mea personală, e un lucru foarte bun, dar vedem că și cei doi tineri care am avut ieri pe teren n-au rezistat nici 60 de minute pe teren. Deci undeva există o problemă fizică și tinerii trebuie să gândească de două ori înainte să se antreneze, fiindcă nu este un lucru de admirat că un jucător de 19-20 de ani nu poate să reziste 90 de minute pe teren. Ok, sunt și accidentări, dar am văzut în afară accidentărilor că nu, nici condiția fizică nu era de cea mai bună calitate a lor. Da, am înțeles. Bun, și vă despărțiți de ei sau asta aveți hotărât dumneavoastră conducerea clubului? Nu, deci noi întotdeauna dăm mână liberă la antrenor. Dacă el așa a decis că nu se mai bazează pe cei doi jucători, stăm jos și încercăm să găsim o cale de mijloc care să fie bun și pentru jucători și club. Să vedem săptămâna asta ce reușim să discutăm și vedem mai departe. Am înțeles, și să reziliați contractele din ce pricep. Păi dacă sunt de acord, dacă nu, oricum au până la vară contracte. Noi respectăm contractul, plătim salariile și să vedem cum reușim să discutăm cu cei doi jucători. Am înțeles. Cu Berchtorc rămâne cum a fost, cum mi-a zis săptămâna trecută, că mai prelungiți un an? Da, așa am discutat. Încă n-am stat 100% jos ca să discutăm contractul propriu-zis. Săptămâna asta sau maximum săptămâna viitoare o să știm deja totul. Noi în mare parte vrem să prelungim contractul, a atins obiectivul. Am înțeles. Și pe încă un an, nu? Încă un an, da, normal. Da. Un antrenor nu se face contract pe 3-4 ani, că n-ai de ce. Corect. Mi-au transmis cei de la CFR, m-au sunat înainte de emisiune și m-au întrebat dacă vorbesc cu noastră și mi-au zis că vă roagă frumos, dacă se poate, să nu joace Ștefănescu cu ei.
Da, cu CFR poate o scoatem portarul. Punem un copil în poartă. Deci m-au rugat foarte tare. Domne, domnul Dioseg e un om, cum să spun, foarte serios. Foarte serios. Dacă s-ar putea domnul Ștefănescu să nu joace cu noi, ar fi bine. Domnul Ștefănescu, vreo 3 zile în urmă, păcate s-a și accidentat puțin la antrenament, dar sperăm că avem acum o săptămână răgaz până jucăm cu cei de la CFR, deci sperăm din toată inima că se recuperează. Da, ar fi culmea, vă dați seama ce discuție ar fi să nu joace nici cu CFR-ul. Da, atunci poate și cu CFR, facem o mare afacere. Da, exact. Îl dați în vară pe Ștefănescu? Cam așa vă simt. Deci dacă vine ofertă concretă... Bun, hai să vă întreb ceva, domnul Dioseg. Da. La momentul de față, care este după părerea... Adică care ar fi oferta corectă pentru Ștefănescu? Cât e suma? Corectă. Deci nu ne-am gândit la o sumă exactă. Deci am vorbit cu un agent care lucrează în străinătate, care a zis că în campionatul Germaniei, în Bundesliga sau Bundesliga 2, hai să nu spunem Bundesliga 1, Bundesliga 2 sau în Belgia, Olanda, are niște cifre impresionante Ștefănescu și încearcă să caute vreo echipă pe care vrea să ia pe Ștefănescu. După aia putem să discutăm, da, dar asta nu exclude că dacă vine orice echipă din România în afară de FCSB, că acum onoarea noastră e mai presus de tot. Deci nici pentru 50 de milioane n-aș da la FCSB, că atunci înseamnă că tot ce s-a spus despre el ar fi adevărat. Uh-huh. Dar la orice echipă, dacă vine un preț corect, fiecare jucător e de lucru. Bine, probabil că pentru străinătate mă gândesc că undeva la 1,5 milioane de euro ar fi un preț corect pentru Ștefănescu. Da, e un preț corect în momentul de față, așa spun și eu. Și pentru noi ne-ar ajuta și jucătorul, dacă merge la un club mare în străinătate, este totuși foarte bun pentru el. E în regulă, vă mulțumim și ce să vă zicem, să vă refaceți forțele și să vedem meciuri bune mai departe. Mulțumesc. Noi vrem să câștigăm fiecare meci, depinde ce putem. Ieri am văzut o neputință în repriza a doua care m-a durut foarte, foarte mult și eu sunt genul care spun și lucrurile rele și lucrurile bune. Da. Din păcate, ieri așa am văzut. E trist, Roberniță, de neputința asta, dar asta e. Nu, dar e păcat pentru că să fac niște eforturi acolo. Este o echipă serioasă, plătește la timp un stadion frumos. Slabă, modestă repriza. Modest, eu nu înțeleg, uite, și cu ce spunea domnul Lazlo cu portarul ăsta. Bă, aștepți atâta timp să-ți vină rândul să aperi, să ok, portarul titular, portarul numărul 1, îl cunoaște toată lumea, e om de bază acolo. Mă, dar poate vrei și tu să-ți prelungești contractul, poate vrei să te duci la mai bine, în altă parte. Mă, la un moment dat el ieșea pe la 25 de metri, ziceai că e funda central, numai să dea cu capul. Iar golurile, hai să fim serioși, cu cât lăudăm noi de mult jucătorii și cât încercăm să scoatem. Primul e golul lui. Păi și al doilea împinge prost și are mâna de plastilină, eu de peste cap. La primul sare peste minge. Nu se poate la nivelul ăsta. Îți propui locul 4 sau ai niște prime de joc, cum spune și domnul Lazlo. Bune, bune de tot. Și să ai atitudinea asta așa și să ai evoluția asta nu e îmbucurător. Nici pentru el, în primul rând, ca jucător. Dinu Moldovan. Fost pe la Espanol. Da, domnul Dioseghi. Da, modest rău. Modest, da. E adevărul. Trebuie să spunem lucrurile și când nu merge ceva. Nu trebuie să ne ascundem după preș, asta e, dar nu e vorba de numai de portar, deci au fost unii jucători care au jucat foarte slab, să nu folosesc un alt cuvânt. Au fost doi jucători care cât de cât mi-a plăcut, asta e adevărul, Ninaia a luptat în spate, chiar dacă a avut o greșeală mare, dar a luptat foarte mult și pe un care cred că e prima oară când e capitan de echipă și cred că merită să fie capitan de echipă, fiindcă chiar el a fost la mijloc care... Nu, a jucat bine pe unul. A avut și faza aia, ocazia aia în repriza a doua, a jucat bine. Bine, mulțumesc domnul Dioseghi, mulțumesc frumos. Și eu. La revedere. Mihai, ai fost la meci. Da. Cum ți s-a părut? Nici o surpriză până la urmă. Ți s-a părut vreo omenie, ceva? Nu, niciun caz. A? Nu.
Robert, ți s-a părut omenie? Nu. Păi a 1 minut 82, acțiunea de atac prelungită în partea stângă, intră jucătorul în interior, o ciupește, o prelungește, el vrea să dribleze, dar și-o face lungă, vine un jucător din linia a doua și dă cu latul la... Târnoveanu era spectator, dă cu latul pe, pe lângă... Da, pe un, cred că era, dă cu latul la 30 de centimetri. Ea și menționat acțiunea respectivă, da, la 30 de metri de poartă. Nu. Nu, nu mi s-a părut, dar nu poți să emiți, să colțul lung acolo, da, nu poți să emiți pretenții când ai mulți jucători sub nivelul echipei și când ai un așa portar. N-a fost un meci grozav. De ce? Dar nici FCSB nu a jucat. De ce? Păi, bineînțeles, mă uitam și eu, stând acolo în tribuna oficială, mă uitam și eu la cei de la FCSB și chiar sufereau, știi? Păi, nu se poate construi în modul în care au încercat ei să construiască un Ghezana și Daua. Păi fiecare construcție care pornea de la, fundașii centrali, ori nu exista, dădeau pas la portar, n-aveau niciodată curaj să facă progresie în spațiu cu mingea sau să dea un pas filtrant, niciodată. Doar înapoi, poate și în lateral, cel mai agresiv pas era în lateral. Asta și din cauză că Sepsi a stat bine în mijlocul terenului, da, prima repriză și a făcut un pressing care și golul, cum l-am penalti. Semănițel. Dar trebuie să ai, bineînțeles, FCSB-ul trebuie să-ți găsească soluții. Să-ți găsești soluții dacă vrei să joci. Dar e o echipă după primul loc până la urmă. Trebuie să ai niște jucători. Eu n-am văzut niciodată la fundașii centrale aseară ai FCSB-ului să iasă cu mingea la picior să creeze superioritate. Să-i desfacă pe ea un pic. Băiatul care creează superioritate era pe bancă și se comporta de parcă deja e antrenor secund. Mă refer la Chiricheș. La Cipriotul îl întreabă. Să duce la el, nu, dar se ziceai că Vlad deja e de acolo. Ziceai că n-a deja antrenor. Nu, n-a fost Pintilii. Da, da, că l-am văzut. N-a fost Pintilii. Da, Mihai, e salvat în schimb de valoare individuală a unor jucători care sunt acolo. Recte, Florinel, Darius, Băluță. Olarul la un pas. Cine îmi place de la FCSB, a jucat fundaș a doua repriză. Lixandru, care se maturizează pe zi ce trece. Și când a fost impecabil a jucat fundaș central. Foarte bine. Lăsați-mă să spun ce i-am spus și lui Meme după meci. No, felicitări pentru ăsta, cum îl educați. Și ce mi-a plăcut? În momentul când a fost retras fundaș central de mijlocaș la închidere ce a jucat el, în sistemul în care joacă ei, orice minge venea, juca dintr-una cu pas către înainte. Pas să scoată o linie de joc, o linie de ai adversarului din joc. Și reușea. Deci se vede că omul știe și poate. Biomecanică bună a lovirii. Bineînțeles. Și mai e ceva, e foarte important că acoperă mai multe posturi, e multitask. Plasamentul, te rog să mă crezi, plasamentul este... Dacă, eu când mă uit la FCSB, când îl văd pe Ghezana și pe... Ghezana și pe Daua, mă uit la ei, la fiecare fază îți dau senzația, deși sunt puternici, agresivi, or să pară. Așa. Mie mi se pare nesigură orice fază de dar apărare. Parcă sunt parcă sunt în echilibristică pe sârmă, nu? Parcă așa e exact, mereu cu ei. Adică exact. Parcă întotdeauna e un risc. Exact. Nu? Exact. Uh-huh. Da, dar la scoji n-a mai stat. Asta e senzația pe care și o la penalti când Coman intră în careu, Daua greșește de două ori. Da. Odată dă pas în centru și a doua Florinel... este eliminat imediat de dă cu mingea prin la o secundă. Săracul Florinel s-a dus să ajute apărarea, mă, păi e posibil să fii în care eu să ape. Bun, ajungi. Pe fază de construcție a ta. Pe faza ta de construcție, unul dintre cei mai talentați jucători care avem, vine în care eu să facă el de posedare. Nu e în regulă, ceva nu e în regulă înseamnă. Nu, pe mine numai victoria nu se poate pune la îndoială. Nu. A fost o victorie scurtă, pragmatică, dar mie nu-mi place FCSB-ul. Da, deci mie nu-mi place. Victoria adună puncte. Da, victoria adună puncte. Robert, încă o dată. Puncte din cauza jucătorului individual. Da, nu ca joc. Execuți. Da, adună niște puncte. Dar ce rapid adună puncte la începutul acestui sezon? Robertinho. Tot așa? Da, Robertinho. Da, mai bun. Domnul Robert. Da. Vine dublă cu Rapid, vine dublă cu Craiova, vine dublă cu CFR, vine dublă cu Faru. Hai să-i vedem. Nu au nevoie de puncte, nu trebuie să joci spectacolul. Eu știu, dar ei în ultimele etape, când, de exemplu, sezonul regulat FCSB... Trăiesc execuții. Nu, când FCSB a adunat puncte, a jucat cu echipe din a doua jumătate a clasamentului, da, să nu uităm. Da. Cum au prins, ascultă-mă, cum au prins o echipă mai răsărită, mai bună, cum a fost Rapidul, cum și-au luat multe. Da. Că și aseară,
Sepsi n-a arătat. Nu le-a pus probleme. Nu le-a pus probleme. Nu, caracterizarea meciului a făcut Oloțe, Dioseghe. Și a caracterizat propria echipă, dumneavoastră, neputincioși. Păi când ai o echipă care în 5-6 jucători joacă slab și tu pui probleme FCSB-ului și, 5-6, da, exact, și ai 5-6 suspendați sau accidentați și pui probleme, înseamnă că nu. Dar, din punct de vedere al clasamentului, ei stau foarte bine. Eu spun, sunt conduși din la punct de vedere, vin, fac meci, Robert, nu din punct de vedere al prestației, eu n-aș sta liniștit. Nu interesează pe nimeni. Ia, îi zic lui Gigi, Gigi, mai roagă-te, lasă, nu mai intra, da, ai dreptate, nu mai intra pe la televizor, mai roagă-te că e departe, cum să spun titlul. Crede-mă, titlul, sunt 7 puncte, dar titlul e departe. Robert, cea mai importantă Robert, etapă. Nu, Robert, nu te impresionează. Nu-ți dă senzația. Poate nici nu vor să impresioneze, cum să vor spun? Să câștige puncte. Da, eu știu, urmează, dar au câștigat puncte cu o echipă etapă care aproape n-a contat. Corect. Urmează cea mai importantă etapă. Farul FCSB. 9 meciuri mai sunt. Craiova Rapid. CSB trebuie să piardă 3 meciuri la rând, celelalte să le câștige pe toate. Este imposibil, pentru că joacă Craiova. Joacă cu... între ele. Joacă între ele, este, da, imposibil. Uite, îmi scrie Cristi Costea și zice Cristi Costea așa. Mă rog, cum zici și tu, cu cifrele în față. Da. Zice Cristi Horia, zice, FCSB nu a pierdut decât cu Rapid în dublele de care discutăm. A făcut 6 din 6 Craiova, 4 cu CFR, 4 cu Farul. Da, corect. Da, e, nu, e așa e. Da. Dar le-a făcut în prima parte a sezonului, da, regulat. Da. În ultimele meciuri, anul ăsta, în ultimele, anul ăsta nu mai impresionat. Ca joc, ca exact, joc nu asta convine. E diferența. Din punct de vedere, mă, dar ce zici de Gigi? Pac, Daua, n-a mai stat, a? Cred că s-a săturat. Păi, a văzut că suferă acolo puțin și a zis... Puțin? Puțin mai mult. Aha. Și l-a scos afară. L-a decapitat, a? N-a mai stat la discuție? Păi mi se pare că e o schimbare foarte bună. De da, ce cred trebuie că să mai prima oară să... de când e la FCSB, când îl scoate la pauză. La, da, pauză, da. Bine, e și un deget arătat către Daua. Clar. A? Clar. A? Colosule, Pantero, vezi că dresorul e aici, nu? Clar. Cum, a? Da. Cum zice Roberte? A? Ai grijă că arăt biciu. De soru, cu biciu, de soru e la palat. Pantero. Mă, și vrei să spun ceva? Păi dacă lasă pe Daua, cred eu, ce am văzut de la televizor, ne-am zis, a fost acolo. Dacă lasă pe Daua aseară, vorba domnului Laszlo, e pâine de mâncat. E pâinică, e cozonac. Uh-huh. Cum i-a zis dresorul lui Daua? I-a zis, cum i-a zis? Treci în cușcă. Pantero. Treci în cușcă, Pantero. Pantero, iar arăta, vezi că biciu e aici la palat. Nu, dar e o schimbare bună. Păi uite, Alexandru e impecabil. Mm-hmm. Măi, impecabil, n-ai ce să-i reproșezi. Capul sus tot timpul, ține minte ce posesie. Spun, Alexandru joacă titular în fundaș central meciul următor. Nu știu dacă, bine, mai vorbim. E treaba lor acolo, dar cum a jucat Alexandru, n-ai cum să-l scoți, ce să-i reproșezi. Mm-hmm. Păi nici nu mă uitam la un moment dat pe cadrul general, așa cum filmau televiziunile, nici n-ajungea mingea la el și deja era cu capul sus, așa când mingea era pe drum și juca direct, în profunzime. Vezi ce înseamnă să dai un jucător să joace la o echipă, zic, nu din prima linie, cum a fost, unde a fost, la Mioveni a fost, nu? Da, la Mioveni. A jucat meci de meci, da. Uitați-vă la el ce înseamnă să joci. Și unde nu ieșea în evidență, atenție, da. Adică nu era Alexandru cel mai important la lucru pentru jucătorii tineri, ajuns și în echipa națională, lăudabil acest băiat. Le dau un sfat celor care au jucători tineri și nu-i folosesc. Dați-i la echipe la care pot să joace și luați-i înapoi. Și la Liga a doua să-i dea, au nevoie să și joace. La Liga a doua merge și jucați copii, merge și jucați, contează. De jucătorul enorm. Mihai, pe tine, și ca fost mare antrenor și ca director tehnic, te-a impresionat Alexandru foarte mult. Am spus-o, eu am provocat discuția despre el. Deci acum. A fost, după părerea ta, cel mai complet jucător al seriei. Să vede o diferență între fundașul central titular Recte Daua și Alexandru, din punct de vedere al gândirii jocului, al stării de liniște pe care o are în fiecare moment, și în defensivă, și în ofensivă, el nu are emoții. Interpretarea fazelor. Interpretarea, da. Nu se precipită. Da. Aici ai dreptate, Nea Mihai, dar... Nici Sepsi a doua repriză nu a atacat. Corect. Sau să le pui pună vreo probleme lui Alexandru. Dar eu trebuie să subliniez ce am văzut, nu? Adi, da. Ce am văzut aseară? Dar nu, din punctul meu de vedere, el a fost cel mai constant din echipă, Alexandru. Cel mai constant, în prima repriză au fost alții, tot Sepsi a fost și în prima repriză. Tot Sepsi a fost. Steaua a jucat rău din cauza FCSB. FCSB a jucat rău din cauza acestor doi fundași centrali. Pentru că dacă vrei să joci cu construcția de la portar, cum îmi dădeau ei și, da? Păi, trebuie să știi să o faci. Alexandru a știut să o facă, ăla n-a știut să o facă. Nu mai vorbesc de faza la apărare. Știi? În care, mă rog. Dar
mă bucur tare mult și mai vreau să mai subliniez ceva. E bine că sunt foarte mulți români în teren. Da. E bine că e în formă Florinel, nu? E bine. Eu mă bucur că nu s-a accidentat Olarul. Da. Păi îl calcă băiatul ăla cu 4-6 la picior. Mă uitam aseară la... Fai de capul când meu. A fost? Dinamo cu... Ieri la după amiază. După amiază. 5:30. Hai, aseară, că sunt. Da, da. Păi Dinamo joacă cu 9 străini și 2 români. Nu? Da. Și Herman Stad a jucat cu 7 români sau... Da, ceva în genul ăsta. Mm-hmm. Și au câștigat cu 3-0. Da, dar la Dinamo e un pic diferit, Mihai, că ei nu-și permit acum să mai experimenteze. Aoleu, dar ce a fost la Dinamo? Stai că vorbim și de Dinamo. Vorbim, o să vorbim și de Dinamo. Cum ți-a părut Adi FCSB-ul? Și cum ți se pare FCSB-ul? Știi că după meciul cu... sau înainte de meciul cu Rapidul, eu am dat un semnal de alarmă că ei nu prea joacă, ca, știi, ca sistem de joc, ca creație să ducă. Ei câștigă meciurile pe calitatea individuală a lui Coman, Olaru, care au jucat bine și ieri, Băluță, care are o execuție formidabilă, dar ca joc, sufer. Adună puncte, ceea ce este important pentru FCSB să câștige titlul, dar și dacă îl câștigă cu jocul ăsta, o să dea pe echipe în Cupa UEFA sau ce joacă, conferențe, unde joacă, care cred că nu o să ajungem la poartă. Eu așa cred. Calitatea individuală... Deci acolo, cu acest lot, a? Cu acest lot. Nu ajungem la poartă, nu? Că nu o să jucăm... Stai în conferență. Nu mai vorbim de Champions League. Nu știu, mă gândeam aseară, de exemplu, la o echipă din Turcia să joace, nu știu, locul 3, Trabzon, da, sau Beşiktaş, contrarul... Câte ne dau? Cum? 3 și 3, care nu ne prezentăm. Da? La meci. Da, plus dar că... important pentru ei, câștigă meciurile, da, au încredere jucătorii. Mă bucur pentru Coman și Olaru că... Coman a revenit pe locul 1, 15 goluri în clasamentul golgeterilor. Da. Și 14 Olaru, nu? Da. 15... L-a depășit, că la ei asta e lupta. Da. Acum, în momentul Lisandru, de față. Lisandru, care a făcut un meci bun. Da. Impecabil. Per total, prima repriză au jucat ceva. Au jucat prima repriză. Da. O să vedem următoarele meciuri. Că... Bine, stăteam și mă gândeam... O echipă mai bună organizată, de exemplu, cum e Farul, da, o să aibă probleme. Da, stăteam și mă gândeam cât de mult înseamnă Coman. Bun, și Olaru, dar Coman... Ați văzut și faza la primul gol, o fac acum doi acolo. Da. Ori, vă dați seama, zice bine Cobra. Tu îți dai seama... Mă auzi, zice bine, le dă bine la Remi. Păi da, ce se face, dacă l-am zestrat ăla cu barbă. Da. Sunt foarte curios... cum se vor descurca fundașii FCSB-ului în duelul cu Luis Munteanu, da, cu toți de la Farul, care au abilități tehnice și viteză. Rețineți ce vă spun, ați văzut cu Rapid, orice fel de recuperare era un atac rapid care ajungeau la poartă cu o ușurință extraordinară. Și ce ușor pleacă Luis Munteanu în spatele fundașilor. Exact, mă uitam așa cum... Dacă era Mihai Luis Munteanu aseară? La Sepsi. Da. Spune lui Loci. Spune lui Loci. Să vorbească cu Gică, poate cine știe. Nu mai are ce. Fiorentina, între ei. Din Fară nu are nicio treabă. Da. Nu știu, da, și da. Ștefănescu, cred că dacă juca aseară... O să dăm imediat și declarațiile. Până la urmă... cum să spun, omului meciului din punct de vedere al spectacolului, al golurilor Florinel Coman, deși și eu sunt de acord că Alexandru a fost placa turnantă și foarte important, oameni buni, dar foarte important, o să discutăm după Florinel Coman despre subiectul Radunovici. Că mie mi se pare, cum să spun, o ușurință incredibilă cu care FCSB-ul o să renunțe. L-am auzit aseară și pe patronul FCSB-ului, pe domnul Becali, care spunea, da, domnule, probabil în vară îi dau drumul, mai are contract până în decembrie, o să-i dau drumul în vară, a venit, a mai discutat. Bun, ok, eu am înțeles că Gigi Becali nu-i fan. L-am simțit în toate discursurile lui, nu l-a lăudat niciodată, știu eu, nu l-a scos în evidență niciodată, nu știu dacă a folosit cuvântul Radunovici în anul ăsta de 5 ori, cred că e mult de 5 ori, în declarațiile pe care le-a dat presei. Dar eu le spun atâta celor de la FCSB și lui Gigi, spun în felul următor, cum să dai cu atâta ușurință cel mai bun fundaș stânga din România?
cel mai complet fundat stânga din România. Radunovic, după părerea mea, este printre puținii jucători care poate să joace la nivel ridicat, adică la nivel de cupe europene. Da? Bun, altă chestie, îl dai, cu cine joci acolo? Că e greu în momentul de față să găsești fundaj lateral. E greu în general să găsești fotbaliști, da? Una peste alta. Dar totuși să renunți așa doar pentru că, nu știu, nu-ți place, nu-i pe gustul tău, nu știu, nu are freza care-ți convine sau, nu știu, chestii de genul ăsta sau poate el prea serios Radunovic sau are un stil care, nu știu, nu-i place patronului, mi se pare exagerat. Cum tu renunți la cel mai bun fundaș stânga, deși mai are contract până în decembrie? Nu, tu trebuie să te lupți să-i prelungești contractul. E, iar pe Radunovic l-am văzut aseară frustrat la interviuri. Este clar nemulțumit și se consideră nedreptățit. Iar eu chiar cred că este nedreptățit, Radunovic. Va fi o mare pierdere, iar eu, dacă aș fi vreo rivală de-a FCSB-ului, jur, știi cum aș sta la colț să-l iau pe Radunovic? Robert, Mihai, cu ochii închiși l-aș lua. Este cel mai complet jucător, cel mai complet fundat stânga din România. Și mai e ceva, se apără, știe să se și apere Radunovic. Nu doar că atacă. Și poți să-l iei liber. Îl arunci. Exact. Poți să-l iei liber. Bă, Mihai, îl arunci pe Radunovic? Bun, pe cine pui? Îl arunci. Bine, mă, ok. Știi că dacă puneai întrebarea asta pe cine pui, lui Hagi, da? Îți răspunde, am unul mai bun. A. Adică, de exemplu, Hagi pregătește dacă vede un jucător să aibă altul în loc. Așa. Aici la FCSB nu știu dacă au altul mai bun, vorba ta. Nici la nivelul lui n-au altul. Dacă ai altul mai bun. Deci ai cuvântul, îi spun așa lui Gigi, auzi, spune așa lui Gigi, pe care îl iau eu pe Radunovic. Eu punem bani pe cuvânt și luăm. Adi, te bași cu mine? A? Zii Cobra, fără glumă, vorbesc. Bă, deci, luăm? Dacă pleacă liber, să ne, da, sigur să, își găsește o echipă mai, bună. Numai, mă auzi, eu îl iau pe Radunovic, da? Și n-ai bine, super. Cel mai bun fundat stânga, după părerea mea, din campionatul României, un jucător care a FCSB-ul datorează enorm. Greșezi, Robert? Nu, nu. Nu. Și n-ai ok. Cum? Dacă aveai ceva, nu știu, un jucător de 20 de ani, 21 de ani, zici că îi dai încredere, că domne, îl pui acolo, ăsta joacă, crește, îl vindem, da. Dar uite de câte ori s-a mai încercat, când era discuția și cu Pantea și cu Racheta și cu domne, să vedem ușor, ușor Radunovic. Nu, Radunovic în momentul de față, în afară de faptul că e unul dintre cei mai constanți jucători de la FCSB, în momentul de față eu nu văd cum ar putea fi înlocuit. Și să-l pierzi liber, ok, spune Mihai, patronul de cum acolo. Ți se pare? În România, dacă stai bine să te gândești, l-avem pe bancul la Craiova, și o promisiune mare, Borza de la Rapid. A făcut o mișcare mai mult decât inteligentă. A luat un jucător de 19 ani, care pare că va fi viitorul fundat stânga naționalei României. Sigur asta, vă spun eu. Mie place foarte mult. Și acum când l-a băgat, da, după ce a primit palmele de rigoare pentru ce a făcut înainte cu escapada aia, de unde? De la Iași? La Iași. Unde s-au dus și ei la discotecă, unde, nu că nu mai sunt discoteci, cluburi, cum le spune acum. E Borza. Chiar ieri m-am întâlnit cu el, pentru că ieri a trebuit să fac turul loturilor naționale, că s-au reunit, nu cel mare, dar am fost și la ăia mari, venise doar cine era Tănase și cineva, doi jucători doar, să stă de vorbă cu ei. Și după aia am fost mai mult la U17, care începe miercuri calificări pentru campionatul european la București, și U19, care azi la 7 dimineața au plecat calificări la european la U19 în Croația. Croația, Turcia și așa, Germania. Și ai vorbit cu Borza? Și era acolo și am zis, bă, băiatule, ai greșit. De față cu toți. Nu să le vorbesc copiilor, să-i încurajez, să nu creadă că dacă e la germ... Under, la cât e el? La 19. Și de față cu toți ai spus, ai greșit. Am zis, ai greșit, ai ocazia să le arăți la tuturor că tu ești altfel. O greșeală la vârsta ta este inerentă. A făcut-o... Și ce a zis Borza? Toată lumea de la masa asta a făcut-o la vârsta lui. Ce a zis Borza? Da, da, din cap, am aprobat și asta și i-am zis, este adică spășit? Ți s-a părut spășit? Nu spășit. Un om care chiar vrea să arate că... A fost un accident. Că a fost un accident. Aha. M-a bucurat tare mult, știi? Și cum i-ai zis? De ce i-ai zis? Că tu vorbești frumos. Cum i-ai spus? Exact așa zic. Da, ai greșit. Dar să nu te descurajeze faptul că te-au ținut pe margine doar. Asta este o... Și plata, amenda care ai primit-o este... Da, e ok că ai spus în fața tuturor asta? Adică păi și de ce să nu fie ok? Păi ce, ne ducem la colțul, să bisericuțe, ce fac eu acolo? Mm-hmm. Înțelegi? Dar revenind că de asta am pornit de la fundașul stânga, mie mi se pare un copil extraordinar acest
Borza, da? A și luat Rapidul, nu? Pentru da, că normal. Își asigură 1, U21, încă 2 ani de acum încolo. E 2005, Borza. 4 ani atunci. De acum încolo, un post la care voi spuneați mai devreme suntem deficitari, deși foarte, găsim foarte greu funda stânga. Da? Dar zi-mă o chestie, Mihai, fii atent, te întreb ceva. Sine? E adevărat că am auzit că a mai comis-o și când a fost la Under odată Borza? Nu. Ați avut o problemă? Nu. A? Nu. Nu? Sau nu-ți mai aduce aminte? Nu, nu a fost niciun fel de problemă, n-a fost atunci. Atunci? Dar ce a fost atunci? Bă, nu mă țiu minte ce s-a întâmplat. A fost o chestie, au stat și mai mult. Dar e normal, mă, când stai în cantonament, mai stai de vorbă. Asta mai... când a fost aia atunci? Când a fost atunci povestea? Nu știu dacă nu cumva a fost în timpul campionatului european U21. Pentru că vezi tu acum, în cazul lui... Deci Borza e recidivist? Deci în cazul lui Mihai, Borza, nu e recidivist. Pe cum? Atunci, acum cu Rapidul? Hai mă, dacă asta am o oră în plus... Sau... Păi, dar, cum Mihai, dacă ești în afara programului? A, dacă în cantonament, mă, în cantonament, mă, în cameră, s-a dus la tine, la prietenul lui Ivanovici. La 12 noapte au prins de vorbă. Și a stat acolo, să te au de vorbă. Asta e... Dar la cine a fost? Cu cine s-a stat atunci? Nu mă știu cu cine a fost, dar lui, că erau mulți de la prieteni care jucase, eram împreună. Gândește-te cât sunt. Deci virgulă la domnul Borza. Îi cam place să stea așa cu prietenii peste program. Revenind la ce mai important este că acum au revenit la generația lor și el și Mazilu, Mazilu din alte cauze, că nu joacă de, în noiembrie, de când da, nu joacă, de când a plecat de la Gică, sunt la U19, la categoria lor de vârstă. Eu le-am spus și antrenorilor și lor, trebuie să fiți motoarele echipei. Exemple. Nu e o retrogradare că ești de la U21. Mihai, hai să nu trecem chiar așa de ușor peste povestea asta cu Borza, da? Pentru că eu știu ce s-a întâmplat. Tu, așa, a fost băutură atunci, iară. Iară băutură a fost N-a atunci. A fost nicio băutură. Ba nu, a fost băutură, Mihai, atunci. Știu 101% de la voi știu. Nu de be. Acolo, de lângă. Nu be. Ba, a fost băutură. Nu be. Da, da. Și ce a fost? Be. Manele, ce au făcut? Vorbeau, tu nu știi. Au ascultat muzica mai tare, a? Ce să fie. Da, da, da. Eu știu că a fost și la Euro, la Euro la U21 când a fost Euro. E. Eu a fost și băutură. E o virgulă, Robert. E o virgulă la copil. Îi cam place distracția peste program. El trebuie să conștientizeze că e altceva acum și cu transferul la Rapid și cu e altceva, are alte responsabilități, e model, chiar dacă este un copil, este model pentru alți copii. Nu cred că o să înțeleagă. El că... trebuie să învețe în primul rând Rapidul din lucrurile astea. Tu vezi se la titlu? Da. Acum? Da. 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 Bun, să zic că nu-l ia anul ăsta, că e diferență de puncte, nu știu. Dar la anul Rapidul se bate la titlu? Da, și anul ăsta se bate. Păi el trebuie să conștientizeze treaba asta că trebuie să fie la înălțimea unei echipe care vrea să ia locul 1. Ăsta e principalul lucru care trebuie să-l înțeleagă acest copil și toți ăștia mici. Și să învețe din experiențele astea că de greșit am greșit tot. A avut șansa să fie învățat trebuie să înveți din el. Bă, Robert, mie nu-mi sună bine că acum câteva luni băutură și cu colegul stat după ora 12 în cantonament la lot în timpul eurului, da? Acum cu Rapidul, bun, n-ai învățat nimic din aia, din urecheala de atunci, acum cu Rapidul, hai să sperăm că nu o să fie a treia. Cum zic italiene? Senza due, da? Dar nu e ok. Are ceva, are ceva copilul. E clar că nu. Are o supărare, o răfulare. O refulare. Are un... Are o latură care trebuie are o latură Robert care trebuie da, să da, uite la domnul Hagi de ce nu se întâmpla. Că e Hagi. Da, păi vezi. Bă, Borza! Tremurau de frică. Că nu e numai la copil. Poate e și nu mi-ai zis Mihai de Radunovic, ți se pare o pierdere mare dacă renunță FCSB-ul atât de ușor la el? Sigur că da. A? Sigur că da. Da? Sigur că da. Adică e o greșeală de strategie să renunți la unul ca Radunovici în condițiile actuale? Eu nu pot să-i fac strategia Stelei, dar eu dacă aș fi la Steaua, l-aș ține pe Radunovici. Uh-huh. Strategia Stelei eu nu pot să o fac. Uh-huh. Asta este gândirea lor. Poate au altul mai bun în vizor. N-avem păi și unde e? Și unde? Că e ascuns. Unde? Păi nu ne-l spun nou. A, să vină în vară altul mai bun, ziceți. Asta mai tânăr, mai din alt campionat. Da. Sunteți siguri că nu vor să-i prelungească? Păi a spus patrona seara, că îi dă drumul, la vară îi dă drumul. Asta, că eu n-am fost la televizor. Adică înțeleg că nici ție nu-ți vine să crezi.
poate nu s-au înțeles și niște, eu fi făcut vreo ofertă și nu s-au înțeles la bani. Sunt multe necunoscute în... Poate Cobra, dar cum să așa cu atâta ușurință? Da, domnule, ne vedem în vară și... M-auzi? Robert, aici e problema. Cum cu atâta ușurință să dai pe Radunovici? Bă, lupți pentru Radunovici! Auzi, dar tu gândești la ceva, a renunțat la jucători. E o chestie, dar nu în momentul ăsta poți să dai o declarație. Băiatul, în momentul de față, el... Are contractul. Ai nevoie de toți. Ai nevoie de toți și trebuie să fii mulțumit. Cum ai spus tu, ieri părea puțin nemulțumit și în timpul jocului. Dar nu stai puțin în ultime trei meciuri să bate și să ceartă cu toată lumea. E clar, protestează, e nervos, e să vede oriceva. Tu te bazi la tu. Vrei să câștigi campionatul? Ce ai spus tu, scuza-mă, ce ai spus că nu e momentul să spui așa ceva despre propriul jucător? Da, domnule, poți să pleci, tu mai ai contract, eu vreau să mă bat la campionat, să câștig campionatul cu el, funda stânga. Și spui, hai și tu îți spui, bine mă, ești dispensabil. Da, nu, că practic ăsta e mesajul. Da, nu, mesajul e, ești dispensabil. Și e titularul postului. Hai să ne... E titularul postului. Nu că e titularul postului. N-are nimic FCSB acolo. Adică... Un pic de diplomație n-ar strica, dar până la urmă știi cum e. Patronul de la FCSB plătește... A zis patronul, înainte să înceapă postul, mai vreau să mai fac o aroganță. Auzi, îți dai seama la următorul mes sau peste două meciuri? Radunovici să ia vreun roșu. Îți dai seama ce se întâmplă? Da. A fost ce? Este război. Da, exact. A? Știi ce începe Gigi, exact. Nu ce e la gura lui Gigi. Da. Deci, cum să spun, o greșeală de abordare în acest moment? Să vorbești așa totuși un jucător de bază? Acum când ești în play-off și ai 9 meciuri. Poate să zicem că mai sunt două, poți să-i spui. Ești campion, băi, ne despărțim. Dar în momentul de față sunt 9 meciuri care, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni fundați stânga din campionat. Da. Și n-ai loc, n-ai ce să pui. Poate cel mai bun fundaș. N-ai ce să pui, uite, problema e cu Pantea. Din punctul meu de vedere, primul e Bancu. Da? Deci Bancu, da. Eu cred că Radunovi s-a fără de 3 ori mai bine ca Bancu. Și eu spun că Bancu ofensiv e de 3 ori mai bun. Păi da, tu vrei în primul rând un fundaș. Ca să câștigi campionatul trebuie să pleci de la siguranța aia defensivă, să nu iei gol. Spun eu o întrebare. Crezi că Bancu ar merge la Steaua? Pe jocul Stelei? Mai să împingă mai ofensiv. FCSB-ul mai să împingă jocul. Cred că ar fi o mare gaură tot timpul în spatele lui și dacă găsesc o echipă cum a fost Faru în Giulești, cu un Hagi sclipitor, cred că sufer rău de tot. FCSB-ul suferă defensiv dacă îi prinde cineva. M-auzi, de-abia aștept să-l văd pe Luis Munteanu cu apărarea FCSB-ului peste două săptămâni. De-abia aștept. Bun, hai să vedem. Poate îl mușcă Pantera de ochi. Da, Glezna. Păi Bancu, dacă ar juca la FCSB, ar aduce un plus enorm în faza de atac. În primul rând, pasele care le dă. Păi și golul care îl dă, mă, Bayram acum, este e șutul lui și respingerea portarului. Bă, da, tu ai văzut șutul? Da, cu exteriorul. Cu exterior să ducă portarul. Stai, bă, nu e fotbal. Stai, nu e, nu de pomenire capitanul echipei. E fotbalist despre ce vorbim. Fotbalist, Bancu, ce să mai vorbim. Bun, hai să vedem ce... Dar altă treabă, că dacă ar fi Bancu acolo și a spus că s-ar aventura în atac, care ai spus? Tu ai spus. Da. S-ar aventura în real. Nu e o aventură să duce în real. Păi eu știu nu, dar stai, cine te dublează? Cine te dublează? Acolo poți să-l cobor pe Lisandru. Păi asta e, vrei să-l cobori. Păi da, va? E groasă. Nu, sau e groasă. Poate să te dubleze Lisandru. Gândește-te la asta. Cine te dublează? Asta spun, că nu cred că... Lisandru l-ar supini așa, prin inteligență, ca puteți să te ocupați spațiu. Mihai, în concluzie, de-aia stă perfect Radunovici unde stă în momentul de față. Păi... Nu? Mihai? Radunovici în momentul de față, cred că diminuează 25% din greșelile lui Daua, pentru că n-ajung mingile la el datorită lui Radunovici. Din partea dreaptă, dă posibilitatea să ajungă direct pe Daua foarte, foarte, de foarte puțin. Analiza directorului tehnic, ochiometrul. Ochiometric, nu este logica fotbalului. Că dacă ai unul în stânga ta care e debil și ajung la tine de 25 de ori mai mult, cu 25% mai mult decât ajung în mod normal, s-a terminat. Greșești. Ce bună e Pastramaia, ți s-a dus. Ia uite-te ce vână ești, da? Hai să-l vedem pe Florinel. Luminează. Da, vedem pe Florinel declarații interesante aseară după meci. În acest moment Florinel este pe locul 1 în clasamentul golgeterilor cu 15 goluri. Și era clar că trebuie să începem cu obicări. Cât de important e succesul ăsta și după ceea ce s-a întâmplat până atunci? Da, cu atât mai bine. Ne-am bucurat, dar pentru rezultatele din această etapă, dar ce pot să spun, se joacă. Ați profitat de pasul greșit, făcut de adversarii voștri. Ați început așa cu dreptul. Asta spuneam, am început bine, dar ți-am spus, drumul este lung, trebuie să,
să rămânem la fel și cu siguranță obiectivul se va realiza. Totuși probleme încă în defensivă. Cum? Probleme încă în defensivă, în apărare la fel. Da? Am luat un gol din penalti făcut de mine. Am coborât în careu și am făcut penalti. Dar cum, cum a fost acolo la penalti? Da, am călcat și eu careu odată, nu? Și am făcut penalti. A fost penalti, clar. Îmi asum greșeala, m-a scos Băluță. Suntem colegi, ne scoatem unul pe altul. Și acolo offside? Cum? Mai fost și un offside? La gol? Da, da. Nu am ce să spun, dacă a fost offside, e normal să nu fie gol. V-ați împăcat și cu fanii după victoria? Nu ne-am certat, nu am fost certați, nu, ne-au încurajat după înfrângerea cu Rapid, este normal, sunt alături de noi, simt și ei că anul acesta se poate realiza obiectivul, îi iubim, este iubire reciprocă, vin un număr foarte mare, toată Peluza este mereu alături de noi la fiecare meci, ne încurajează, vin și la antrenamente unii din ei, așa că le mulțumesc din suflet, simt că sunt alături de noi, îi simțim, îi avem în inimă și este clar să iubim cu lor. Ce te-ați gândit cum să tragi la poartă? Am văzut postarea tale pe Instagram. Nu pot să spun. Nu pot să spun. Gata bagajele pentru național? Da, da, plecăm la națională, mergem cu gândul de a ne pregăti foarte bine, de a face antrenamentele 100%, cum le facem de obicei, dar avem și un gând să ajungem la Euro în formă, în cea mai bună formă. Ar putea să fie aproape 40.000 de spectatori la meciul cu Irlanda de Nord. Te surprinde cifra asta pentru un meci amical? Nu mă surprinde, pentru că România acum este alături de noi. Fanii au ieșit în stradă când ne-am calificat, au așteptat foarte mult această calificare. Ne bucură tot ce se întâmplă în jurul echipei naționale. Așa că trebuie să-i facem fericiți. Sunteți 4 jucători care plecați de la FCSB la Național. Cât de important este, că este un nucleu, practic, important la apoi de la echipă? Da, ne bucurăm, îți dai seama, când sunt convocați jucători de la echipa noastră. Ce pot să spun? Să fie cât mai mulți, Doamne. Se discută foarte des pe concurența dintre tine și Mihăilă la Națională. Crezi că aceste meciuri amicale vor determina titularul de la Euro? Concurență. Cum e Adrian Șut? Merge și el la Național. Da, este bine. Fericit, îți dai seama, ca mine, ca toți cei convocați. Se spune că Irlanda de Nord e o echipă arțăgoasă, o echipă incomodă. E bine că jucăm cu astfel de echipă, ținând cont că vom avea meciuri destul de grele la campionatul european. Scuză-mă puțin. Revin la ce ai spus, că e concurență, nu este normal. Mereu a fost concurență, nu să nu se înțeleagă greșit sau ceva. Normal, este concurență tot timpul. Suntem prieteni. Știu pe Vali, ne cunoaștem, am ieșit și în oraș, adică nu se pune problema să nu se înțeleagă greșit. Este normal să fie concurență și cred că toată lumea își dorește să fie concurență la echipa națională, pentru a avea mai mulți jucători și cu siguranță de valori apropiate. Legat de Irlanda de Nord, e o echipă arțăgoasă, o echipă incomodă, e bine că jucăm cu astfel de echipă care e cât de cât apropiată de valoarea echipelor cu care vom juca acolo? Da, normal, când joci cu o echipă care este bună, și tu te simți altfel, mai ales că sunt două teste pe care trebuie să le trecem. Trebuie să simțim și noi ce ne așteaptă la cele Euro, așa că aceste echipe au fost foarte bine luate, gândite și sunt două meciuri, două teste. Foarte bune. Columbia a convocat așa toate vedetele, dacă putem să le numim. Bravo lor, normal. Ce să fac, să le lase acasă? Sunt convocați, normal, cei mai buni de la fiecare echipă. Așteptați cel puțin la fel de mulți fani și la Madrid, pentru că e o comunitate mare de România. 100%, da, 100%. Am jucat și acum 4-5 ani, dacă nu mă înșel, cu Spania tot acolo și au venit foarte mulți români. A fost ca și cum am jucat acasă. Ne bucură că sunt peste tot alături de noi, că ne iubesc și sperăm să le aducem bucurie în suflet. Ok? Da, am revenit în direct la Fanatic Superliga, în direct și în exclusivitate, luni, marți și vineri de la ora 10:30, doar pe site-ul www.fanatic.ro, site-ul exclusivităților de sport din România. Și în aceea zi, de la ora 17:30, puteți să o revedeți emisiunea, dacă sunteți fanatici de fanatici, sau să o urmăriți în premieră pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Suntem cu Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.
cu Robert Niță și cu Cobra Adrian Ilie. Deci atenție, da? Deci emisiunea de pe online o puteți vedea doar pe site-ul Fanatic. Acum sunteți în direct și puteți să o urmăriți sau dacă vreți să intrați pe site-ul fanatic.ro în direct și în exclusivitate. Emisiunile care sunt la TV la Prima le puteți urmări, bineînțeles, la televizor pe Prima. Dar ce ziceai, Mihai, că ce vă copiază Florinel? Că urmărim ca să nu fim urmăriți? Eu cu Adi, da? Cu Cobra, da? Râdeam tot timpul pe seama BD-urilor și noi urmărim să nu fim urmăriți. Da, da. Pe da, asta da. E celebra, cu asta? Și nu numai cine asta. Cine o zice asta? Demrădulescu. Cum zicea? Noi urmărim. Noi urmărim să nu fim urmăriți. Deci replică din BD. Sau Puiu Călinescu, nu, nu mai țin. Parcă Puiu, parcă Puiu zicea. Dar asta e replică da. Din BD, nu? Păi nu mai dăm BD. Noi am văzut BD-ul, cred că de 100 de ori cu Adi. Da, da. Și cred că o zice replică. Jean Constantin. Cum? Cred că o zice Jean Constantin. Da, uh-huh. Da? Cred. Dar și noi când o foloseam la asta atunci că... Exact. Eram campion și eram campion de mult și tot ne întrebau cine să ne mai urmărească, că noi, doar noi ne urmărim la un moment dat. Ah. Deci s-a luat Florinel Coman, s-a luat după grei, după granți. Mihai, Tavi Popescu la niciun lot? Briliantul? Este consecința faptului că meciurile în ultima perioadă sunt cum sunt. Adică că n-a existat. Nu mai iese în prim plan. Tavi Popescu acum 2 ani de zile dădea niște goluri senzaționale, avea niște acțiuni senzaționale. Și acum zici că nu, auzi, acum fără exagerare, că nu e o jignire, zici că e umbra lui Tavi Popescu de acum 2 ani. Greșesc, Mihai? Nu greșești, dar... Eu cred că totul depinde de el. Eu cred că e și o chestie mentală la el să iasă din conul ăsta de umbră. Eu nu știu... Probabil că cei de la FCSB vor încerca să-l reaprindă. E, Robert, mi se pare umbră. Umbra. Uite diferența între Alexandru, care are evoluții apreciate, meci de meci, cu ce încredere joacă și ce lucruri încearcă pentru un fundaș central în repriza a doua. Și uite-te la Tavi, care știi ce se întâmplă la Tavi acum? Nu a ajuns în momentul în care nu are presiunea concurenței. Pantea, din păcate, s-a accidentat și în sănătoșire grabnică. Și în ce rest, concurență prea... să aibă Tavi cu Pantea? Păi era la Under. La Under te referi, am înțeles. Gata, am înțeles. Este Pandelea. Nu, că mă gândeam la posturi acum, nu, da. Nu, nu. Da, da, e tu te referi că practic era acum, dat la vest, practic, e el și atât, el și încă 2-3. Că joacă, că nu joacă. El începe titular. În 95% din cazuri, el ar trebui să înceapă titular. Mihai. Și ar trebui să aibă ceva. O umbră, David. Ce e cu el? Nu mai joacă nimic. Ce vezi tu, văd și eu. Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu el, pentru că e plin de talent. Eu l-am văzut și pe la antrenamente. Uh-huh. Dom'le, jos cu pălăria. Nu se vede nimic în joc. A început să nu mai facă diferența. Da? El are și un post în care trebuie să ieși la rampă. Ori o pază de gol, ori un gol, ori, nu știu, o acțiune în care să dezechilibreze apărarea adversă. Eu cred că el prea mult oprește mingea. Când vine la el, el se oprește. În loc să încerce... Să dea rapiditate da. Jocului. Oricum deplasarea lui într-o preluare pentru poziție viitoare, știi, din preluare să ajungi să cauți o poziție facilă de joc, ori știu eu, prin transmiterea balonului mai repede, el face foarte multe atingeri la ora actuală. Nu știu. Eu, păcat, din tribună, ce văd, asta talentat. Este... Face și o greșeală tot timpul când primește mingea, să oprește. Și e cu spatele la poartă majoritatea. Se oprește, aia, da. Încearcă aia să preie mingea undeva, încă un metru mai în față sau lângă, mai să schimbe o direcție de joc. Și eu m-am uitat la el, exact, nu își găsește locul undeva, unde cum ar trebui să joace. Repet, și nu, că nu e nicio exagerare, e o umbră. Este absent. Greșesc? Nu, e umbra lui Tavi Popescu. Zici că intră în primul 11 umbra eu lui Tavi Popescu. Eu mai cred ceva referitor la Tavi Popescu. Mm. Eu cred că el în momentul când a apărut și a avut evoluțiile alea bune, el 90% din tot ceea ce făcea, făcea instinctiv. Uh-huh. Făcea instinctiv. Nu s-a așteptat, n-avea nimeni mari pretenții la el. Bă, copile, intră și joacă. Acum eu nu știu ce se discută la FCSB și ce discuții sunt cu astea lumea, dar, copile. Dar, eu așa văd lucrurile. Cred că el a avut libertatea și să facă cam ce vrea. Nu stătea să gândească. Nu stătea să... Făcea instinctiv. De ce faci așa? Păi așa mi-a venit. Deci la un moment dat chiar îl întreabă la un flash interview, zice, păi ai luat minge.
și acolo. Așa am simțit. E, acum e și responsabilitatea și presiunea asta obiectivului. FCSB-ul joacă mai așezat și e o echipă pragmatică, vrea să dea un gol, parcă de multe ori parcă vedem CFR-ul ăla lui Dan Petrescu. Și el trebuie să plieze și pe un modul tactic. Să acopere niște spații, să facă niște lucruri gândite într-un sistem de joc. Iar cred că aici el încă, eu cred că aici încă nu s-a adaptat, nu-și găsește, pentru că se vede de multe ori ai impresia că este stingher între ăștia ai lui, care joacă de 3 ani de zile de când a debutat. Nu mai e problema acum de acomodare, nu e problema. Cred că aici e de felul cum cineva îl face să înțeleagă că el trebuie să aibă creativitatea și ușurința aia care o avea când făcea totul din instinct. Acum trebuie să aibă lucrurile alea, dar gândite, să ajute echipa pe faza defensivă să fie implementat într-un modul tactic. Mai e ceva. Și cred că și postul lui nu îl avantajează deloc acolo unde joacă. În centru? În centru. Nu. Da, nu. El mai ori are nevoie de un vârf în față. Ați observat el la vârf? Ați observat el câte sprinturi a făcut Coman? Mă, ca un alergător de 100 de metri. Era numai în sprinturi. Da. Păi el face și penalti. Că de zice, doamne, ajunge acolo. Nu, de ce pregătit e, a ajuns să facă și penaltile. Are potență, potență fizică. A fost un sprint de 30 de metri în partea stângă, în a doua repriză. A alergat, nu știu cine era de la SEP și doamne, ziceai că este proba de 100 de metri sprint după o minge care se ducea către steagul de colț. Și prima repriză, când dă Radunovici o minge afară și cum am fugea. Să duce, nu, da. Să încerce să o prindă. Exact, are atitudine bună, e foarte bine pregătit. Da. Tavi, o conteță fizică extraordinară. La Tavi putem să menționăm o fază care să vedem în sprintul ăla pe Tavi ieri pe teren? Niciuna. Aduceți-vă voi aminte, poate eu sunt nebun. Nu. Păi asta ați vrea să vă la Tavi Popescu, un jucător de 20 de ani, 2002 cât e el născut, da? Asta aș vrea să vă la el. Un pic de determinare, de spirit de sacrificiu, de dăruire în joc. Hai să zic, dăruire, asta e un termen comunist. Mamă, dăruire, cum ne spunea nouă pe da. Când aia. Bă, dar asta lipsește. Ăsta este singurul lucru. Nu poți să joci numai cu mingea la picior exact. Să faci ce vrei tu. Nu, și static. Nu, eu de-aia cred. E, ce spun, că el zice, joacă instinctiv. Nici măcar instinctiv. Da, are o pătrățică și numai acolo stă. Eu de-aia cred că Coman în vară, indiferent de ce se întâmplă cu FCSB-ul, dacă câștigă campionatul sau nu, Coman, eu în momentul de față, cred că poate face față în străinătate. Cu pregătirea asta fizică care o arată meci mentalitatea de meci, mentalitatea, care o are declarațiile, vedem. Auzi și la Cobra declarații. Cum a fost originalul, ca să băgați la cap, că vă tot dați mari, da? Că mari, vă mari, uitați, mari cinefil. Da. Da, zice Dăm Rădulescu, noi urmărim și răspunde Jean Constantin, să nu fim urmăriți. Da. Le-am ghicit-o noi până la urmă, le-am combinat. Da, bine, mortal. Pur e și păcat simt. Că nu avem atât de mulți jucători tineri, talentați, în momentul de față, chiar dacă federația încearcă să-mi aduci trafaletele, încearcă cu Under 21, cu impunerea asta de a fi un jucător tot timpul în teren, pe durata jocurilor. Ia, fă cu asta, fă din el trafalete ca să... Las că să-i fac așa, să-mi zici așa, dacă așa, te simți bine. E păcat că nu-și găsește locul. Păi gândiți-vă, acum un an jumate să punea problema tot timpul, dom'le, unde să joace Coman? Da. Că e Tavi. Da. Uite, acum Tavi nu-și găsește locul. Exact. Și nu acum altceva. Acum un an. Ține minte că era Tavi care apărea minutul 85-90, lua mingea și dădea gol. Și făcea ceva. Cu 0 sau 2. Și acum nu mai prinde niciun lot. Acum nu prinde echipa națională nici la categoria lui de vârstă. Trist, nu prinde niciun lot, știi? E clar că e ceva, poate fi ceva și extra fotbalistic, poate probleme în viața particulară. Eu cred că tu ai foarte mare dreptate, Robert. Eu cred că el instinctiv, făcea totul instinctiv, iar cred. Acum presiunea e la el, problema e la cap. Cum m-am gândit și la genul evoluția mea care am avut-o de la 18 ani când am jucat în prima divizie. Eu am impresia că am urcat câte o treaptă în fiecare zi. Niciodată n-am coborât. Am trecut la nivel... De la nivelul ăla, mai sus, dar nu mai în sus s-a mers. Ai fost și tu, ca să dau și eu cu trafaletele, da, pe bune, ai ia fost tu. Ia o frunză de palmier. Mă auzi, Adrian Ilie, să-mi iau o frunză de palmier. Ai fost Adrian Ilie. De nu e, stai puțin, eu mă gândesc la altceva, vorbind de evoluție, de constanță. Asta spun, ajungi la 18-19 ani
și începi să joci bine și peste 2 ani de zile tu în loc să urci treptele astea, să mergi în sus, nu mai ajungi nici la nivelul ăla care l-ai început. Da. Zi-mi un lucru, Cobra, chiar eram curios, am tot vrut în weekend, dacă n-ai fost la TV, asta e. Și tot vreau să te întreb, ți se pare o nedreptate sau nu că Mitrița nu e la lot? Acum trebuie să gândesc ca un selecționer ce mă întreb. Trebuie să vezi pe cine e acolo, câți jucători sunt în partea stângă, cine ar trebui să joace, cine vine, dacă ai 3 sau 4, unde joacă băieții respectivi. Nu știu, Mitrița în momentul de față joacă foarte bine la echipa lui de club, dar că este un jucător important, mie îmi place foarte mult de el în ultimul timp că evoluțiile lui au început să crească. Acum, ca selecționer... Te întreb, ca fotbalist l-ai fi luat? L-aș cam fi luat. Hă? Depinde câți ani acolo în față. Am înțeles, dar l-ai cam fi luat, hă? De ce l-ai cam fi luat? Păi eu ți-am spus, eu de exemplu, dacă mă pui să aleg vreo 3 jucători din față, l-aș lua așa pe Man, pe Mihăilă, pe Drăguș, Morunțan, sunt deja mulți. Sunt deja mulți, dar poate aș face loc și lui. Știi? Măcar poate pentru meciurile amicale sau știi? Adică de încercat măcar, să vedem, nu? Să-l văd. Știi? Mă uitam la el, totuși e printre puținii fotbaliști care are calitatea asta să scoată 2 adversari minim din joc. Chiar 2, chiar 3. Nu prea mai găsești jucători. Păi, aici la noi, dar uite, din punctul meu de vedere, vorbim și de Man și de Mihăilă, care și îi scot câte 2-3. Haideți să fim mai punctual din punctul ăsta de vedere. Avem pe Coman, pe Drăguș, Mihăilă, Man, Ianis Hagi. Deci 5 pe 2 posturi. Da. Bun, îl chemai și pe Mitrița, care tot respectul pentru el, îmi place cum joacă, este un jucător foarte bun. Dar spuneți-mi și mie, ce faci cu 6 jucători pe 2 posturi? Unde-l mai bași pe Mitrița? 2 posturi de atac. De atac pentru compartimentul ofensiv. În ultima vreme, jucând acești băieți, pun doar atât. Mihăilă, 2 goluri importante, mai zic de bun, cu Elveția, da? Acum și Mihăilă, nu poate să trăiască Mihăilă numai din golurile cu Elveția. Nu, dar atunci au când istoric, a fost alt istoric, au alt istoric la echipa recentă. Națională, da. Au istoric în calificarea recentă. Voi, argumentele voastre sunt ok. Eu l-aș fi luat. Eu ca fotbalist, eu zic că Mitrița e jucător de națională. Nu-i mai puțin eu adevărat? Eu nu te-am contrazis. Da. Eu l-aș fi contrazis. Da, da. Dar sistemul și planul tactic și strategia o face Edi Iordănescu. Poate vă face o strategie Edi Iordănescu și vă anunță în vară că pleacă. Păi, să vezi strategia acolo. Și dacă o faci, să vezi acum strategie. Să vezi cum alegi tu pe plajă și cum sunt jucătorii pe plajă. Și... Alo, avem convocare! Pe bune? Ia ce râde, uitați-vă cum râde ca un vulpoi, zi. Nu, e sigur rămâne. Fă tu atacul, dacă vrei. Cum ai zis? Ce ai zis? Sigur ce? Sigur rămâne Edi. Cine rămâne? Reghe, sigur. Sigur rămâne și Reghe. Pregătești ceva cu Reghe? Reghe. Da, bun. Haideți că avem un câine fericit. De mult n-a mai fost atât de fericit. Gianni Chiriță. Gianni, salut! Vă salut, domnilor, dar care e fericirea? Păi cum? V-au dat doar 3. Credeam că ai aflat că am fost ieri la turneu și am câștigat top 4. Da, cel mai slab ai fost, ai jucat la ei și ai tras de era să omor tabela Gianni, de marcaj. Gianni, n-a ajuns autocarul la Sibiu sau de ușcat? Nu, fii atent, în componența de ieri am avut așa Gică Mihali, Florin Prunea, Cristi Pulhac, eu am câștigat top 4. Roberta, dar numai pe lângă poartă, lasă-mă. Păi vezi că te pupai cu Mihali când am dat gol. N-ai fost. Vrei să spun ceva? Gica ar fi vrut să te omoare atunci, că ți-a adus aminte de momentul Foresta. Băi, Gianni, ai cuvântul meu de onoare că tu dacă jucai la Sibiu, o făceai imperial. Deci eu, crede-mă, mi-am făcut cruce cum ai putut să joace Dinamo. N-am înțeles nimica. Dar cum să joace la Sibiu el când ajunge autocarul? Când ei s-au prezentat? Gianni! Cobra! Gianni, păi Cobra mușcă, veninosul! Cobra veninosul! Bă, păi Gianni... când e de mușcat, e de mușcat. În păcate, asta e realitatea. Noi o comentăm, știi cum e, la rece. Și într-adevăr, a fost un haos total. Păcat, pentru că veneam după niște meciuri bune și trebuia să continuăm la fel.
Bine, până la urmă nu e nimic pierdut dacă stai să o luăm așa. Dar au arătat ca o echipă ca și cum acum s-au întâlnit toți și hai să-i dăm drumul să jucăm și noi fotbal. Păi, Gianni, deci mă uitam, acum la modul serios, prinzi niște meciuri bune și bă, și te întorci la aceeași echipă dăslânată, mediocră, de ziceai că s-au prezentat la un amical. Deci ce a fost în prima repriză, n-am văzut nici la echipă de județ. Iar la Copici, n-am văzut niciodată ce a fost în prima repriză la Sibiu. Asta spun, bă, haosul ăsta de unde vine și de ce? Pentru că până acum au arătat că pot să salveze și dintr-o dată revii la setările din fabrică. Ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă. Dar unde? Crezi că problema este la cap sau și-au atins maximum, și-au atins plafonul de valoare? Că se poate și asta. Probabil că ei, crezând că au avut meciurile astea bune, eu în capul lor, pe psihicul lor, mă gândesc eu, au crezut că așa se va întâmpla și pe mai departe. Nu! Din contră, abia acum e mult mai greu, pentru că ești în play-out și trebuie să câștigi play-out-ul ăsta dacă ai valoare. Nu să te bată Hermannstadt cu 3-0, să râdă de tine, am văzut scorul de astea de 7-0, 3-0, tu îți dai seama, Hermannstadt, să vorbească așa de Dinamo. E ceva rău. Da, dar ce crezi că s-a întâmplat totuși? Pentru că nu a anunțat nimic această evoluție atât de slabă. Nimic, da? Absolut nimic, Gen. Păi da, cred că au intrat relaxați. Au zis, lasă că merge așa. Cum am jucat până acum, merge așa. E, uite că nu merge așa. Nu merge așa deloc. E oarecum și vina lui Copiș că n-a putut să-i capaciteze? Păi acum, când are merite Copici, îi le atribuim. Când nu, nu. Na, de moment ce echipa merge prost... Adică mă uitam la Copici. Stătea acolo pe bancă. Nu știu dacă ați văzut meciul. Stătea acolo... Cum să spun, nu se mișca. Se întâmplă toate lucrurile astea bună. Cei de la Hermannstadt au și două goluri anulate. Dar se întâmplă toate lucrurile din minutul 38. Adică ei în 8 minute, gata. S-a închis. Na, face o repriză. Semnale au fost și înainte. Face o repriză proastă, catastrofală. Sau semnale au fost și înainte. Au fost acțiuni în care... Bună, Gianni, Mihai Stoichiță sunt. Bă, și respect, și înainte de... Mulțumesc. Și înainte de goluri au avut foarte multe acțiuni în care puteau să înscrie cei de la Hermannstadt. Da, adică, ți-am zis, mi s-a părut, știi cum mi s-a părut și Copici? Pentru prima oară l-am văzut pe Copici resemnat la meciul de la Sibiu. Resemnat și e corect cuvântul. Da, da, doar și discursul după meci n-a fost nu l-am văzut foarte afectat. A zis așa, bă, asta e, când echipa merge prost ne asumăm, când echipa câștigă iar ne asumăm, adică nu l-am văzut foarte afectat ca înainte. Nu știu ce s-a întâmplat ceva acolo, cu siguranță. Da, parcă se așteptau să piardă, nu? Parcă asta a fost genii, nu senzația. Da, da, de ce să te aștepți să pierzi când tu ești pe un drum bun, când ai făcut meciuri bune, când ai câștigat? Nu ai cum să depui armele să te relaxezi. N-ai de ce. Pentru că n-ai niciun motiv. Din contră, luptă-te să câștigi play-out-ul. Gianni. Să câștigi play-out. Asta e mentalitatea. Impun-o. Du-te acolo sus. Mie mi se pare că ei sunt mai preocupați și uite, mă uit și la domnul antrenor. Bă, face lucruri bune, aduce niște jucători, îi nimerește, îi face să joace, dă o agresivitate jocului. Dar tu când îți dau băieții ăia de la Hermannstadt vreo 3 și tu ești preocupat să aranjezi banderola, că a mers bine odată cu Cătălin, Dumnezeu să-l odihnească. Bă, ok, dă bine pentru suporteri și ai văzut câți dinamoviști au fost iar în tribune. Dar preocupă-te, mă, parcă mai mult de joc. Ai că a mers odată cu eșarfa, a mers odată a cu banderola. A dat bine odată. Da. Da. Ai jucat în filmul ăsta. Păi tu la 2-0 te pui pe bancă. Da. Bă, la 2-0 când ar trebui să asta mi s-a părut, mi s-a părut resemnat prima oară Copici. Adică stătea ca și cum asta e, își mai aranja însemnele, înțelegi? Știi cum e, te plictisești dacă vezi același film. Și fără soluții, cu spațiile alea pe acolo, pe benzi, Doamne ferește, putea oricine să dea gol. Ca echipă de divizia B ți-a arătat Gianni aseară. Da, 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 nu, am arătat foarte rău, am arătat exact ca în turul campionatului de data asta. Da. Vezi când ți-am zis eu că era bumburcă, nu mai ai crezut.
Îl luăm cu noi la sală, la turneu, meciul. Bun, lucru. Bun. Și nici jucătorii, Gianni, mă uitam, parcă n-au avut încredere, nici jucătorii. De parcă copiii le-ar fi spus înaintea meciului, asta e, bă, vedem ce facem. Băi, s-aruncau acolo până careu, tu n-ai văzut, până defensivă, ziceai că e dresură de foci, Moura s-arunca cu capul, Patrice s-arunca săracul, ziceai că vrea să prindă... Nu dă cățel, nu dă cățeluș, dă foci! Băi, dresură de foci, jur! Auzi, el erai referit. Stai, termină tu. Și zic eu pe urmă. Zi! Aduceam, nu știu dacă erai prezent ieri, vorbeam cu colegii noștri în vestiar acolo cu un antrenor și zice, băi, eram la ședința tehnică înainte de meci, înainte să ieșim la încălzire, ne mai spunea câte ceva și zice, aveam vestiarele, aveam geamurile la vestiar spre stradă și zice, la un moment dat, zice, s-aude autocarul ce se ridică pe vârfuri așa, să uită, zice, bă, băieți, au venit ăștia, acum nu mai avem nicio scăpare, trebuie să ieșim să jucăm. Așa a apărut și Dinamo ieri. A ajuns la stadion, bă, băieți, nu mai avem nicio scăpare. Hai să ieșim să jucăm. Da, n-au intrat cu mentalitatea de a câștiga, n-au fost organizați. Nu, s-a întâmplat ceva bun, în curcircuit. Știi cum arătau? Ziceai că să termină campionatul și ei sunt pe locul 2. Nu mai câștigă nici primul loc, nici locul 3. S-au dus să se prezinte. Locul 2 în play-out. În play-out. Da. 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 Da, o aveți groasă că vezi că nu mai sunt 9 meciuri, mai sunt 8 meciuri la play-out. Să le facă cineva socoteala. 8 mai sunt, atâta. Gianni, e... Da. 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 Nu, e... Na, nu e ok. Ia zi-mi, văd că Bitolia cum merge, au dat lovitura cu magazinul, că văd că 8-4. Tricoul, văd că dormi în el. Auzi, 8-4, ascultă-mă, cu tricoul ăsta 8 am dat, lasă-mă. Mamă, cu tricoul de la Bitolia Sport, 8 da. Ai dat? 8 bucăți. Mamă, deci toată lumea se ducă la Băneasa să-și ia de la Bitolia tricou dacă vrea să se simtă fotbalistă. Păi bă, da, nu știu neapărat doar că merge bine, na. Păi da, stai puțin. Stai că nu, eu nu văd bine. Ce ai acolo pe tine? E un câine? Păi, focă. Cobra, ascultă-mă. E focă cu dinți. Nu, sunt are foci. Dinți. E focă cu dinți. Asta zic. Ascultă-mă. Băi, de Gianni, alea, ce pe tine are alea și dinți, sunt foci, sau... mă, sunt foci. Asta e. Băi, ăsta e câinele adevărat. Zice, are dinți sau e o ascuțitoare acolo, ca să știu. No, vezi, cobra, că ăștia sunt câine adevărați, care mușcă. Vezi că iară vin peste tine și iar nu mă prinzi. Gianni, sigur că de data asta te prind, ascultă-mă ce zic. Gianni, stai liniștit că nu ia FCSB-ul campionat. Degeaba să umflă ei, să umflă mușchii pe ei. Mai nu joacă da, nici. Da, da. M-auzi, nu joacă nici ei mai nimic. Auzi, dar și Rapidul, credeam că sunt ei să duc cum trebuie, dar și ăștia, văd că și ăștia să nu joacă nici FCSB-ul, dar măcar au dinți, ascuțiți. Păi da, dar ăștia n-au dinți, la noi sunt singuri dinți. Singuri colți, da. Da, aveți grijă, Gianni, aveți grijă că mai sunt 8 meciuri. E... Da, din păcate da. Din păcate trebuie să se trezească și să înceapă să joace cum au jucat meciurile, cele 4 meciuri bune pe care le-au făcut și le-au câștigat. Ți-a fost sincer teamă la un moment dat că luați vreo 6? Îți dai seama că la scorul ăsta ți-e frică. Ți-e frică, na, am fost fotbaliști. Deja când iei 3, mamă, te gândești, hai să ne organizăm, să nu luăm mai multe, că ne facem de râs. Da. Cine ia campionatul, Gianni? Greu de zis. Uite-te și tu, CFR-ul ia bătaie, Rapidul ia bătaie, poate vine tare Farul și ia campionatul. Crezi? Da, n-ar fi exclus pentru că l-am văzut și pe Gică. L-am văzut, îl știm toți pe Gică cum este. Mie mi-ar plăcea să vină tare pe turnantă și să ia campionatul Farul. Da, n-ar fi nimic imposibil, să știi. Da, pentru că toți s-au pregătit, toți am zis că lupta va fi în 3, CFR, Rapid și FCSB. Și pe Gică l-au cam dat așa deoparte și uite ce joc bun a făcut Farul. Și eu cred că vine bine din spate. M-auzi? Ar fi șocul cel mai mare de după Revoluție, dacă Hagi ar lua campionatul a doua oară și la diferența asta de puncte. Gianni. Și să intri cum a intrat în play-off, pe ultima 100 de metri. Da, da, da. Da. Corect. Gianni, mulțumim mult de tot. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumesc și o zi frumoasă.
Baftă. Uite, ce vreau să vă spun apropo de Hagi. Mie îmi place mult la Hagi. Bine, după părerea mea exagerat în intervenția care a avut-o cu Rotaru. Acum știi cum e. Fiecare până la urmă poate să-și exprime un punct de vedere. Din punct de vedere al lui Rotaru, nu l-a văzut pe Hagi și pe Faru și din punct de vedere al punctelor acolo. Adică mi s-a părut puțin că a exagerat puțin. Totuși zică cu, cum să spun, cu pușul ăsta pe care l-a făcut. Însă pușul ăsta lui Hagi vine din orgoliul lui Hagi. Orgoliu. Acum mi-am dat seama, da? Acum după declarația asta și după atacul ăsta lui Rotaru venit oarecum așa din senin, mai ales că nu se vorbea despre meciul echipei lui, nici măcar nu jucase cu Rotaru, așa. Acum mi-am dat seama cu adevărat cât a suferit Gică Hagi în acest an. Deci, nu cât a suferit, deci cât a strâns din dinți, cât a scrâșnit din dinți, câte momente, cum să spun, în care s-a simțit foarte rău din punct de vedere fotbalistic, poate chiar umilit la un moment dat, nu neapărat el personal, echipa, pentru că echipa a jucat rău. E, orgoliul ăsta, dorința asta, nu poate decât să te ducă înainte. Nu știu acum ce șanse are cu adevărat Farus ca să câștige campionatul. O să vedem că avem meciul următor, joacă cu liderul. Dacă bat liderul, atunci lucrurile devin chiar interesante. Dar în momentul când ai un antrenor ca Hagi, care are acest orgoliu, care are această ambiție, care, cum să spun, vede o declarație care îi se pare că nu e în regulă și care îi se pare că atentează la tot ce a construit, faptul, la imaginea de campion pe care el tot o proiectează, nu poți să spui decât jos pălăria, ăsta este drumul, da? Chiar dacă, repet, uneori mai exagerează și Gică cu declarațiile, dar asta arată caracterul unui adevărat campion. Și asta le dă jucătorilor, iar Farul arată cel puțin în această primă partidă cu Rapidul, că seamănă cu Farul din play-off-ul de anul trecut. Mai mult decât atât, Luis Munteanu, extraordinar. Peste Luis Munteanu mie mi s-au părut pasele mijlocașilor. Deci au fost niște pase realmente geniale. Am văzut un Farul periculos și de-abia aștept cum se va descurca apărarea FCSB-ului și cu Luis Munteanu și cu pasele lui Grameni, despre care Mihai Stoichiț a spus că este Mr. Pasă. Deci, da, sunt șansele, sunt mici, dar nu poți să spui că regele nu poate să vină pe turnantă. Da? Ar fi într-adevăr cel mai tare blockbuster care să se numească întoarcerea triumfală a regelui ca Hagi să ia în al doilea an campionatul. După părerea mea, ar fi cea mai mare surpriză, Robert, de la Revoluție încoace, mai ales ținând cont de diferența de puncte, ținând cont că în sezonul regulat Faru a arătat foarte rău în multe momente. Dar când e vorba de Hagi, țineți minte, să vă așteptați de la orice, că așa e cu un rege. Da? Te aștepți la orice. Este omul care, într-adevăr, poate singurul care ar putea să provoace această surpriză imens. Eu așa zic, Robert. Eu zic că dacă ia campionatul... Ar fi o surpriză foarte, foarte mare, pentru că își vinde cei mai importanti jucători. E o diferență mare. Nu, ar fi bomba bombe. Da, e o diferență foarte Hagi mare în momentul de față, 25-35. Hagi la 10. Nu, ar fi cea mai mare surpriză, Mihai, de la Revoluție în coacea fotbalului. Deci, post-decembrist. Uite că vorbim de o mentalitate, ce spunea și Gianni, ce spunea Nea Mihai, ce spunea și Adi, vorbim de mentalitate, vorbim de încredere. Uite, asta acolo se antrenează. Și vine de unde pleacă? De la antrenor. Vorbim cât de motivați au fost jucătorii lui Dinamo ieri. Asta pleacă de la antrenor. În miez de noapte, ca patron, patron de și bine antrenor, au fost organizați în meciul extraordinar. Nu avea atacanții, deci, pe unde fost, să treacă. Pentru mine a fost lecție de fotbal. Și eu am spus la fel. De când a început meciul, de bine stăteau în teren, exact cum când au câștigat campionatul, că nu le-a dat în prima repriză nicio șansă Rapidului. Da. Și eu cred că Farul, nu numai că vorbim acum, ok, prinde play-off-ul în ultimul meci, într-o deplasare și asigură punctul care îi califică. Dar Hagi, dacă echipa domnului Hagi, dacă joacă, nu cum a făcut-o în Giulești, la 70-80% din potențialul care l-a arătat în Giulești, poate pune probleme mari. Îl avem pe domnul Angelescu la telefon, unul dintre acționarii Rapidului. Bună ziua, domnul Angelescu! Bună ziua! Cum a fost aseară? O omenie sau nu? Nu. A avut un FCSB, dar nu. N-a fost niciun fel de omenie. V-am zis și data trecută, cred că s-a înțeles un pic greșit. Eu nu am zis niciodată că la meciul FCSB Sepsi va fi blat sau va fi omenie. Da.
Eu am spus tocmai faptul că Gigi Becali strigă tot timpul omenie, omenie, pentru că e obișnuit de pe vremuri să se poată face așa ceva. Mi-am arătat nemulțumirea pe care continui să mi-o spun că Sepsi a jucat fără cel mai important jucător al ei și e clar că în momentul în care joci fără cel mai important jucător, mai ales cu o echipă care teoretic, după puncte, după joc, e mai bună ca tine, nu știu, a fost o diferență cred că foarte mare la finalul sezonului regulat între FCSB și Sepsi, după care te-a și bătut de vreo 5-6 ori ultimele dăți. Era clar că favorită. Da, cert, era da serios acum, serios. A fost, vi s-a părut vreo omenie aseară? Așa, nu, repet ca să fie o chestie foarte clară. Nu cred că există niciun fel de, nu știu, discuții, omenii, nu știu cum... Blaturi, hai să le spunem pe față. Blaturi sau discuții pe absolut, cu absolut niciun club. Nu cred asta nici la Sepsi, nici la Fara, nici la FCSB, nici la noi, nici în play-out. Uh-huh. Nu cred aceste lucruri, am spus-o de atunci, tocmai, de când a spus domnul Becali, că eu nu cred că se întâmplă așa ceva, n-ai cum în 2024 să mai faci așa ceva. Dar ceea ce m-a tras atenția și cred că n-a înțeles bine domnul Dieseghi, că am văzut că a fost foarte supărat că cumva a simțit că aș fi zis cumva că va fi blat la meci, este tocmai că există domnul Becali, are anumite tactici, în așa fel încât dacă nu se mai pot face omenii, face o ofertă înainte de meci către un jucător, mai transferi jucătorul care oricum îl vrei la vară înainte de meci, ceea ce pentru un jucător, dacă știe că va fi transferat sau dacă știe că există interes... Tactici în afara fotbalului, în afara terenului. Da, adică gândiți-vă și dumneavoastră că în momentul în care ești foarte aproape de un transfer, de exemplu, l-a luat pe Bamaidez, l-a luat pe Luis Felipe înainte de meci cu Iași. Niciodată nu cred că Poli Iași a avut vreo omenie cu FCSB, dar să joci fără cel mai important jucător al tău e un mare minus pentru echipe. Da, da, da. Dar bine, asta pe voi, de fapt, asta vă deranjează, că luptele astea se duc și în afara fotbalului propriu-zis, în afara stadionului. Nu avea nicio treabă, domnul Dioseghi, tocmai dacă ar fi fost vorba de omenie, Ștefănescu știind că merge la Steaua ar fi jucat și poate juca prost. Mai făcea și un penalti. Tocmai, de obicei, când e o chestie de genul ăsta, și conducătorii mie, dacă eu știu că un jucător, nu știu, care nu mai are contract cu noi, a semnat cu o rivală din play-off, mie ca și conducător mi-ar fi, sau ca și antrenor mi-ar fi frică să-l bag. Nu neapărat că cred că o să facă ceva, dar și pentru el e greu. Știe că de la anul va fi acolo, e mai mult interesat de echipa aia, ce se întâmplă. Prefer să nu-l introduc și atunci, mai ales dacă e un jucător. Da, nu, am înțeles, clar. Nu. Mesajul nostru cred că e că să se joace totul pe teren, fără stratageme și strategii. Corect, nu, dar gândiți-vă că noi am cumpărat și noi jucători din campionatul românesc. Ați văzut că nu s-a aflat. Am luat de la Hagi, ne-ați văzut vreodată, am luat până acum 2 jucători de la Hagi. Ați luat de la Hagi, v-a dat o Hagi ca să nu mai luați de la Hagi. Ne-a dat și pe ea astăzi, ne-a dat 7-2 Hagi când ne-am dus de aia. Adică n-am declarat, dar nu mă refer la asta, mă refer că n-am declarat înainte de vreun meci că ne-l dorim pe Borza sau că suntem aproape să-l semnăm sau că Ioan e ca și semnat și după aia să joci rapid farul. Poate, domnul Angelescu, dacă erați inspirați înainte de meciul cu farul, spuneați că-l vreți pe Luis Munteanu. Păi, să vă zic, realitatea asta, noi chiar ne-l dorim pe Luis Munteanu, este unul dintre cei mai importanti jucători și normal că ne-l dorim pe Luis Munteanu, este una din țintele noastre pentru vară, mai ales dacă Albion Rahmani va pleca și este unul dintre cei mai buni atacanți. Suntem interesați de el și bine că ai spus-o pentru că... I-ați făcut ofertă? Nu pot să intru în discuții, dar repet, suntem interesați de el și el nu ține direct de farul, trebuie să vorbim cu cei de la Fiorentina, probabil că mai sunt și alte cluburi interesate, dar... Noi vom încerca să-l aducem. Nu ne-ați auzit pe noi înainte de meciul cu Deci vară, chiar veți, chiar este o țintă principală pentru Rapid în vară, Luis Munteanu? Este o țintă. Nu vreau să intru ca să scrieți voi, nu știu, chestii super, iar cea mai mare țintă sau ceva. Este o țintă clară pentru noi, pentru că a demonstrat că este unul dintre cei mai buni atacanți, este tânăr, poate să-ți facă parte ușor din proiectul Rapidului, pentru că noi ne tânt cu jucători de națională, tineri. Deci normal că este o țintă pentru noi. Dar, repet, nu am venit înainte de meciul cu Farul să spunem că noi suntem în negocieri cu vreun club sau că ni-l dorim. Uh-huh. Ați văzut, a venit Luis Munteanu, ne-a dat 2 goluri. Da, putea să spuneți, de exemplu, lucrurile astea, domnul Angelescu, care le dezvăluiți aici, putea să le spuneți cu 2 zile înainte de meci, că erau adevărate. Asta am spus. Nu este frumos nici pentru Farul, nici pentru competiție. Nu putem, sunt adevărate și tocmai putem să zicem că suntem în negocieri. Cum ar fi reacționat Gică Hagi? Pe care le respectăm. Nu i s-ar fi părut, bă, stai-mă un pic, ăștia deja știe jucătorul, eu ce fac. Poate mai joacă jucătorul la fel dacă știe că poate se duce în vară de la Rapid sau că e interes de acolo. Da, normal da, că sunt niște lucruri pe care nu le faci. Noi am tăcut frumos din gură, a venit Luis Munteanu, ne-a dat 2 goluri. Nouă ne-a dat gol Mikovski, repet. Da, care e jucător, da. Dar apropo, domnul Angelescu, apropo de Luis Munteanu, la câți atacanți aveți, bă, mai e loc de încă unul bun, e adevărat, unul de mare valoare. Mai e loc și de Luis Munteanu? În primul rând avem 2 atacanți.
Avem atacanți doar Rahmani și Burmaz, atacanți împinși. Și repet, am și spus înainte, noi credem că dacă Rahmani va juca cum a jucat până acum, uitați-vă la cifrele lui, va fi foarte greu să-l ținem. A, și practic, dacă, să zicem, s-ar închide Luis Munteanu, ar fi un înlocuitor perfect dacă pleacă Rahmani. Da, dar chiar și fără plecarea lui Rahmani, repet, noi avem doi atacanți. N-avem mai mult de atacanți. Bine, și Luis Munteanu se și potrivește pe stilul vostru, domnul Angeles. Și Luis Munteanu poate să joace nu numai număr 9, poate să joace și în bandă. Da, repet, e un jucător polivalent. Român, da, da. Perspectiva pentru națională și normal că Rapidul este interesat de el, da? Nu mi se pare normal să facem public, mai ales înainte unui meci cu Farul sau... Da, da. Apropo de jucători, e adevărat că s-ar putea să reactualizați pista Drăguș? Nu. Nu, vă dați seama, Drăguș a avut un sezon excepțional în Turcia, oricum câștigă, din ce știm noi, foarte, foarte bine și la Gaziantep și probabil că va prinde un transfer mai bun. Clar, și o echipă mai bună și mai bun valoric. Nu, cred că în momentul de față putem vorbi de nicio echipă din România care poate să-l aducă pe Drăguș. Da. Și cred că e bine pentru el. Lăsați, avem și jucători foarte buni la... Poate zice la o echipă foarte importantă și ne ajută pentru campionatul european. Da. V-a fost așa puțin ciudă? Aseară totuși că a bătut FCSB-ul, chiar dacă era favorită? Nu, mai că normal. Normal că ne-ar fi ajutat să nu bată. Dar v-am spus, valoric, asta am și spus, FCSB-ul este favorit într-un meci acasă cu Sepsi, din toate punctele de vedere, lot, formă, locul, punctele la care a terminat, faptul că și moral i-a bătut foarte des în ultimul timp, și asta contează, chiar dacă n-a fost cel mai spectaculos meci, FCSB-ul a meritat victoria și, repet, este și era și dinainte, principala candidată la câștigarea titlului, o echipă excepțională. Da. Da. Mai știți ceva de băieții care în acest moment sunt reținuți 30 de zile? Mai aveți ceva informații despre Bocciu, despre băieții reținuți, despre, nu știu, orice fel tăi? Nu, a fost oricum, a fost weekend, dar eu nu cred, nu avem ce informații, repet, este o închetă. Nu mă refeream la asta, nu știu dacă ați auzit, adică dacă, mă rog, cât de cât sunt, cum sunt, dacă s-a mărâți, dacă... Vă dați seama că fericiți nu au cum să fie, știm că se ține și noi cum să fie fericiți, vă dați seama. Uh-huh. Dar mai mult de atât, sincer, nu știu. Deci n-a mai apărut nimic nou legat de dosar. Din ce știm noi, nu. Bun. Intenționați totuși pentru următoarele etape, intenționați totuși să faceți o întâlnire organizată cu galeria pentru a discuta și a nu se mai întâmpla ce s-a petrecut la ultimul meci când galeria n-a încurajat luând și, eu, și după părerea mea o decizie total greșită echipa, adică să faceți totuși o discuție cu galeria? Mai întâi am vorbit cu Gigi Corsicanu și ne-a spus că săptămâna aceasta vor avea mai întâi trebuie să aibă eu în revedere și o discuție, să vadă ce se va întâmpla cu faptul că nu avem lider. Trebuie să-și aleagă un nou lider, trebuie să vadă ce lucruri vor face. Fapt la care clubul nu are de ce să fie implicat și nici nu avem de ce să participăm. După ce va fi această întâlnire între ei și vor veni cu o soluție, atunci normal că o să ne vedem cu cei din conducerea galeriei ca să știm și noi despre ce este vorba. Dar deocamdată cred că ne-am spus și eu și am încurajat și Gigi mi-a promis că o să fac asta. Săptămâna asta se vor vedea și vor avea... Am înțeles. Vor pune și ei lucrurile la punct. Să vadă dacă momentan aleg un alt șef până când se lămurez lucrurile și cu Bocciu și tot așa. Da. Și după aia o să știm și noi mai mult. Da, după aia sunt convins că o să vă întâlniți. Asta sunt convins de asta. O să discutați cu ei. Rămâne în continuare lupta la titlu, chiar dacă s-a dus iarăși FCSB-ul la 7 puncte? Vă dați seama că rămâne, normal că rămâne. Atâta timp cât mai sunt nou meciuri, rămâne. Mai avem meciuri directe și se vor împiedica, dar ați văzut că asta e greu, că se împiedică toată lumea. Sunt toate echipele foarte puternice, toate trag la un obiectiv față de anii trecuți, inclusiv Sepsi, măcar la cupele europene, aproape de cupele europene. Normal, e o diferență mare, am spus-o, o repet, dar e prima șansă. Dar cred că datoria noastră a Craiovei, a CFR-ului, a Farului, este să facem tot posibilul să tragem cât mai mult pentru a-i ajunge. Nu putem să aruncăm toți prosopul pentru că sunt 7 puncte după prima etapă de playoff. Nu, asta e clar. Ce se mai anunță cu Emers? Emers a revenit, nu a revenit și sper că de la acest meci să fie pe bancă. De la meciul cu Universitatea Craiova. Deci, el poate, în acest moment, poate să fie pe bancă și probabil poate juca, 15 minute, 20 de minute,
va decide antrenorul, dar el în momentul de față este apt, are deja, cred că, cam o lună de zile de antrenament. Gândiți-vă că a stat 5 luni, deci era totuși foarte greu. Dar a revenit, are un tonus bun. Repet, din ce știu eu, dacă îl va alege antrenorul în funcție de antrenamente, el este apt să fie pe bancă să, și să joace. Ne-am înțeles. Alte probleme? Mai aveți ceva probleme cu jucătorii? Nu, cu Caiți, care știți că e până la finalul sezonului, ne mai bazăm pe el, în rest nu. Uh-huh. E în regulă. Bine, ce să vă zic? Trageți aer în piept, reașezați-vă. Cei care trebuie să odihnească, să odihnească. Cei care sunt pe la loturi, să tragă tare, să avem rezultate. Și așteptăm o mare bătălie. Mai sunt 27 de puncte. Eu cred că e timp berechet să vă luptați la titlu. Mulțumim frumos, așa sperăm și noi. Bine, zic mulțumesc mult de tot. Mihai, ce părere ai? Luis Munteanu, bombă, la Rapid. Principala țintă. Ce bombă? Toată lumea și-l dorește pe Luis Munteanu. Da, da. Nu, toată lumea și-l dorește, dar e prima oară când se declamă asta din partea Rapidului. Nu prea înțeleg cum va fi transferat, că el nu aparține de contract. E simplu, o să negocieze cu Fiorentina. Cum adică? Ce? Discuții direct cu Fiorentina. A? Discuții știi direct și tu, ai ceva? Știi da. Și tu? Da. Da? Și-au manifestat dorința de a-l transfera. Și-au manifestat cine? Rapidul. Da? Da. Și acum nu mai farul nu are nicio legătură în, uh-huh. în aceste negocieri. Bine, și Rapidul că... vrea să-l ia definitiv, că Rapidul așa e jucător. Da, bineînțeles. Nu? Dar cred că și Fiorentina, pentru că el, dacă nu mă înșel, și la Fiorentina mai are un an de zile. Cât contract. E Robert, după părerea ta, și Adi? Ce, la ce preț e în momentul de față Luis Munteanu? La, preț, de la, la ce preț l-a vândut? În, în jur de undeva, cred că și cu procente rămase la o eventuală revânzare pentru Fiorentina, cred că între 1.200.000 și 1.500.000. Uh-huh. Plus procente. Plus procente. A? Adi, pe acolo? Da. 1.500.000? Cam așa. În jur de 1.500.000, da. Mihai, a? A? Cum ar arăta Rapidul și cu Luis Munteanu? Îți pare puțin 1.500.000, în sfârșit. A? Puțin? Da. Adică la cât l-ai vedea tu? 3 milioane. Bă, Robert, da... Nu știu dacă de Rapidul. Da, fundaș... Nu zic că cam așa, cred că va fi... Robert, ziceți dumneavoastră. Voi vă tot întăriți în atac, da? Și un mijlocaș și un fundaș central? Rapidul, în momentul de față, urmărește în jur de 70 de jucători. Uh-huh. Absolut. Dar de ce ești așa serios? Păi, bă, că zici că vorbim de Rapid. Ce serios e? Păi nu cred că sunt echipe în România care adică, au domne, o aură de seriozitate în jurul păi Rapidului. Păi este, nu, chiar este. Pentru m-ar zice Banciu, departamentul de scouting face rapoarte săptămânal pentru 70 de jucători. Nu e ușor. Uh-huh. Nu este ușor. Îi urmăresc de 3 luni, 4 luni, alții de 8 luni sunt urmăriți. Și în funcție de dorințele domnului Bergodi, de ce spune Mr. Bergodi că are nevoie, unde vrea să se întărească, să prezintă niște rapoarte cu 5 sau 3 jucători, 5 sau 3 nume. Dar lucrurile decurg în felul următor. Domnul Bergodi nu propune nume, propune posturi, spune posturi și caracteristici. Am, da? Am nevoie de un atacant... joc de cap foarte bun, să nu fie rigid, plasament bun, atacant de careu și așa mai departe. Am înțeles. Iar departamentul de scouting prezintă 3 sau 5 variante, iar după aceea cu acordul antrenorului se începe. Ar fi lovitură? Adi, Luis Munteanu la Rapid? Da, bineînțeles, dar nu cred că eu cred că la Rapid, bine, cum am zis, că poate să joace și stânga sau dreapta, Rapidul cred că o să caute un jucător tot tipul Rahmani, mai înalt, mai pe forță. Eu cred că... Păi ce, Luis Munteanu e mic? Nu e mic. Eu cred că Luis Munteanu o să mai semneze cu Fiorentina încă un an, dacă intră, cum este în ultimul an de contract, și o să fie împrumutat spre binele lui într-un campionat mai puternic. Ori spre Belgia, ori spre Turcia, cum e și Drăguș, să explodeze și poate Fiorentina să ajungă la un preț, cum zicea și Nea Mihai, de vreo 3-4 milioane ca să-l vândă. Da. Pentru că nivelul lui este mai mare. Aici, vorbind de prețurile care se vehiculează, Rapidul poate să dea într-un 1.200.000-1.500.000. Din punctul meu de vedere, el dacă joacă în Turcia la o echipă normală de mijlocul clasamentului și face ce a făcut Drăguș, explodează la 4 milioane, 5 milioane să fie cumpărat, inclusiv acolo în Inter, cum sunt Beşiktaş, Trabzon sau echipele care sunt în vizor să ia jucători. Da. Mihai. Eu din câte știu, au avut discuții și cu Drăguș, genul de
Da, dar cred că au ajuns salariu. Cât are Robert Drăguș? Nu, era foarte scump. Eu nu știu cât are în Turcia, dar pentru Rapid era foarte scump. Și cât nu, acum este scump. Cât are în Turcia? Cred că are 50.000 minim, nu? În jur de plus bonusuri, goluri, asisturi și așa mai departe. Bun, Mihai. Suntem pe final în ceea ce te privește, că tu ai o săptămână. Oricum, apreciez foarte tare că ai venit. Îți mulțumim mult că ai venit, pentru că tu începi o săptămână în care ești în mijloc. Ești miezul, ca să zic așa, că aveți o grămadă de partide. Care este obiectivul pentru cele două amicale? Două victorii? Ce ați vorbit? Care e atmosfera? Normal că te gândești la victorie. Noi, asta este primul lucru care îl vrem, știi? Pentru că mă uitam și la interviul lui Lucescu, că obiectivul trebuie să fie victoriile, știi, în aceste amicale. Acum să încep să spun că nu ne interesează rezultatul, aș începe să bat câmpii, știi? Rezultatul e cel mai important lucru în fotbal, până la urmă, la nivelul echipei naționale mari. Și cred că Edi își dorește foarte mult să le dea moral acestor jucători, să confirme tot ce s-a întâmplat până acum și în meciurile astea amicale, și în meciurile amicale de vară, și la campionatul european. Deci ăsta este obiectivul, să joci bine și să câștigi. Sunt două meciuri interesante, zic eu, Irlanda de Nord. Mi se pare că ultimele meciuri cu Irlanda de Nord au fost două egaluri. Unul la București și unul la Belfast, cu Mirel Rădoi, parcă. Ar fi ceva să câștigăm meciul ăsta, iar apoi meciul cu Columbia, pe care ei probabil că o să încerce să răzbune pe rezultatele datorate lui Adrian, ale lui... Deja m-au sunat din Columbia să dau interviuri, să merg. Da? Să, da, ca să vorbesc despre meci. Poți să fiu și eu agentul tău, să iau și eu ceva lovele pe lângă tine? Da, da. Mulțumesc. Și aduc aminte. Șofer ai? Nu, ne-am Mihai, zic că vine cu mine. Da. Ești scos din Columbia. Mi-am luat și șapcă. Hai, bun. A, deci deja te-au sunat? Da, și acum m-am adus aminte că când trebuie să dau interviu cu o zi sau două înainte de meci, că m-au sunat. Fără să știu că l-au sunat, ei vor să-și iau o revanșă, pentru că ei au fost bătuți clar de România la două campionate mondiale, 94-98, nu? Așa a fost. Și îți dai seama, se joacă în atmosferă spaniolă, da? Dar și în atmosferă românească, pentru că Metropolitano mi se pare că este așezat într-o comunitate, într-o mare comunitate de români în cartierul ăla, în care este stadionul. Îți dai seama că vor fi ca niște meciuri oficiale. Ei, nu, în Spania o să jucați ca acasă. Da. Câți, după părerea ta, așa, din ce mai vorbiți federație, câți români vin, după părerea ta, Mihai? Nu știm. Așa, ca idee, acum, așa, după vreo 10.000 de români o să fie? Cred că mai mult. Sau 20.000? Eu cam așa cred că se va aduce. Cam 20.000. 20.000 pe banda metropolitană, da, nu de român, da? Ca pe vremea lui Bănel. Da. Cu Tontogolul, da. Deci cam două... Atunci nu știu cât a fost. Acum acolo peste 20.000 au fost. Horia. Da. Să-ți dau că ești agentul meu să discuți cu ei. Da. Ei mi-au scris. Da, ok. Ok. Da, 10.000 de euro mergem. Partea mea. Doar partea ta, așa. Da. Bine, atunci cerem 11. Sunt două meciuri de privit, sunt două meciuri de urmărit. Deci cam 20.000 de români, estimați, nu? Și eu așa credeți că vor nu? Fi. Da. O să fie, nu? Bine, biletele le vând ei, că la voi, dar la voi e cererea mai sunat. Bănuiesc că au sunat, nu? Să mai întrebe de bilet. O grămadă câți mă sună. Bă, i-ați dat bilet lui Gica Popescu? De ce? Păi să tot plânge. Pentru euro. Da, nu la, pentru euro, la fiecare, să tot plânge, că el n-are bilet, că nu primește bilet, că nu știu ce, că nu-i dați bilet. Nu știu care sunt relațiile departamentului care să ocupă. Ți-e frică să zici ceva de Gica Popescu? Nu, mi-e frică să spun de Gica Popescu. Ți-e frică să zici, da? Da. Mereu vă ceartă, că nu-i dați bilete, că e lipsă de respect, că... Păi asta te... I-ai dat bilete? I-ai pregătit bilete? Nu, eu nu sunt casier. A? Mie mi-ai pregătit? Da, stai, nu de cate, prieteni. La Irlanda. Ți-am cerut la Metropolitano nu cere că nu știu care e sistemul. M-am rugat și eu pentru un meci prăpătit și o să-mi scoți ochii toată viața cu asta. Ce se face acum? Ce? Unde? Ci unde? La meci, la Metropolitan. A, nu, mersi, nu. Stau dacă aici. Vrei să te duci. Stau aici cu... Nu că m-au invitat și pe mine, dar partea spaniolă, știi? Aha. Uh-huh. Da, și... I-ați dat bilet lui Gica Popescu pe Metropolitan? Asta mă interesează. Pe mine asta m-arde. Nu știu. Nu? Dar o să faci demersuri? Bineînțeles, de ce nu? Bravo, tată. Dar chiar dacă nu ești casier. Bineînțeles. Da? Da? Deci vă dați peste cap să-i dați omului bilet, da? Da.
Ce râde, ce față de șolticău. La an, la... De ce râzi? Păi râd, că e un motiv de bucurie. Când de râs, așa, când auzi de Gică Popescu. Să las covrigul acolo. Nu. Știu cum da. E. Ce vreau să zic, la Under-ul cum stăm? Under, sunt la Buftea Under 21. Filmează ceva sau ce? Ce să filmeze? La studio, la Buftea. Nu, îți dai seama. Borza mai trage? Borza o citirică? E un meci foarte... Păi Borza e la... M-auzi? L-ați fierbinți cu Borza în rolul principal? Borza ajunge într-o jumătate de oră la Zagreb. Să ajunge. Este o cursă cu escală până la Zagreb. Under 21 la Buftea. Important, pleacă cu 3 nopți înainte de meci, pentru că nu sunt bilete la avion decât în Viena și ajungi la 3 dimineața acolo. Am primit toate informațiile de la Erevan și le-am dat și lui Daniel. Da? Jucăm la 40 de kilometri de Erevan, un stadion nou, care nu era pe vremea când antrenam eu în Armenia. Au majoritatea jucătorilor din Armenia un club care e al Armatei, pe vremea mea nu exista, BKMA, parcă nu știu cum se numește, care au două echipe, una de Liga 1 și una de Liga 2, joacă în general titular Liga 2, dar și la Liga 1 apar din când în când. Restul jucătorilor sunt și din exterior, al lor, ai armenilor, e o echipă care nu are o talie extraordinară, deci am putea să ne folosim de, știu eu, lovituri libere, asta, pentru că avem jucători înalți, care la faze fixe, la... Așa, au o mobilitate bună pe zonele laterale, din ce știu. Sper să câștigăm, pentru că această partidă îți asigură piedestalul pe care poți să atași toamna și să încerci pe încă 3 puncte să te apropii, poate și de locul 1, în disputele cu Finlanda, cu Elveția, care vin în toamnă. La U19, încep cu Turcia. Ți-am zis ieri, am fost și le-am explicat la copiii ăștia. Eu stat aici, la un hotel pe lângă tine, nu știu cum se numește. Dacă bați Turcia, se schimbă toate socotelele grupei în care Germania și Croația sunt favorite. Pentru că nu știi ce face Germania cu Croația în primul meci și tu, câștigând cu Turcia, poți să adopți orice strategie care vrei în continuare la meciul următor, care e cu Germania. Poate un meci egal, nu știu. Dumnezeu nu știu cum le așează. Așa a fost și acum 2 ani când s-au calificat în Croația, împotriva Croației. Am fost chiar acolo. Eu am putut să mă duc atunci acolo. Că aveam meciuri amicale cu Grecia și cu Israel, parcă în primele meciuri ale lui Edi. La U17, după masa asta, mă duc și acolo la antrenament la ei. Au avut și la 12, nu știu dacă mai fac după masă. Acum au început la Buftea și ei. Primul meci cu Țara Gailor. Dar nici să nu se gândească că e câștigat de la început, chiar dacă i-am bătut acum un an de zile la acest nivel de echipă cu 2-0 în Polonia la Cupa Siren, ca se numește, o cupă tradițională care se... Și ar fi extraordinar în grupa asta cu Țara Gailor, cu Bulgaria și cu Suedia să reușim să ne calificăm la European în vară. Mi se pare mai facil această zonă de abordat din punct de vedere al calificării, pentru că jucăm acasă, pentru că avem o generație de excepție. N-aș putea spune și că la U19 nu avem jucători de excepție. Mazilu, Borza, Rareș Pop, foarte mulți. Nu am jucători din străinătate. Dar asta ce generație? Care de excepție? 2007. De excepție? Da, se aseamănă cu cea de... Se aseamănă cu cea de 2002, Sava, Drăgușin, Iani Stoica, Bani, Munteanu Luis. Nu, Mihai, să te întreb Pitu. Ceva. A comis-o Drăgușin, a meritat toate criticile astea? Nu, eu am explicat. Eram împreună cu tine și cred că am fost destul de logic cu tot ce am spus despre el. Adică nu e prea mult hate totuși la noi? Este foarte mult și foarte multă invidie. A? Adică, pe bune, stăm acum cu lupa pe el, domne, n-a pus piciorul, nu s-a apărat. Păi dacă stai la orice, păi atunci scuză-mă. Adică nu-i prea mult hate? A? Foarte mult. A? Foarte adică mult. Merită Drăgușina asta, te întreb? Nu. A? Să foarte stai mult pe lupa, nu bă, să-i vânezi greșelile. Bă, un jucător care născut în 2002, joacă în Premier League. Și tu îl critici. Nu mai au primul gol, da. Pentru că trebuia să vină și fundașul stânga, să încălzești. N-are important.
La golul 2, singura poziție logică a tuturor jucătorilor e a lui, care acoperă axul central al porții. Restul jucătorilor, dacă vă veți uita la fază, sunt, cum zice, mă, procurorul. La filaj. Cască, la, la filaj. La sunt, filaj. Sunt la filaj. Doar el își face datorie. Doar el încearcă să joace faza până la capăt. Restul să uită, să opresc. Da. Și de ce îl desfințăm, și, Mihai? Horia, mai e o chestie. Mai e o chestie. Îl critică la primul gol. Voi ați văzut ce pasă de ăla? Cum vrei să oprești mingea aia? Tu ca bundașcă. Dă prin spatele lor, la amândoi. Cu riscul unui autogol, că te arunci în linge, poți să bagi în poartă în sfârșit. Dar în orice caz, de asta revenim la general. Da, l-au făcut țapi spășitor. Hai, mă, poate. Cei care nu prea știu fotbal îl fac țapi spășitor. Da, te rog, Mihai. Da, deci avem o generație, că de la asta am pornit, să mă ierte dacă nu, Gramenii 2002. Deci, ți-am zis, câte nume ți-am zis? Care ce sunt până 7-8, cred. Pune-și pe Stoica, pe Pitu, pe Banii, pe ăștia alții. Nu mai zic Drăgușin, Sava, Luis Munteanu, Gramenii, Grosul ăla care a jucat la 17 ani la Faru, Hagi, titular. Mă rog, Ștefanovici ăsta care este în lotul de U21. Păi, ce echipă e aia? 2002 e o generație? Nu este un cumul de generații într-o echipă națională. E un singur an care ne-au dat, uitați-vă ce jucători. Iar acum, la 2007, nu vreau să le scot corniță, că poate să uită la televizor după masă, să uită sigur, să vadă emisiunile. Avem niște jucători excepționali, FCSB, Faru, Craiova, mulți, în toate părțile adunați. Este o generație, iară zic, de excepție această generație de 2007. De asta îmi pun toate speranțele să prindem și un campionat european de U17 în vară. Bine. Echipa mare, știți foarte bine toate informațiile, mă duc și la ei mai încolo, ajung mai încolo. Păi mă n-am, ce informații sunt? E ceva nou? Nu. Da, toate, lot, astea. Da. Merge să câștigați ambele meciuri și astea. Și U21 am vorbit, U20 să nu uitați peste când joacă... Joacă la Târgoviște? Sau la Târgoviște joacă. Da. Primul meci cu Italia, da? E de văzut. Mă duc să-l văd și pe ăla, că suntem aici. După aia nu se pot să văd al doilea meci. Da. Meci interesant. Bine. Deci m-aș duce la Erevan. Mihai? Inima și capul meu mă duc către Erevan, unde este un meci oficial. Pe tot. Și care este foarte important. Da, da. Nu știu să văd. Dacă vrei, vorbesc cu Ilie să-ți trimit un șofer. Dacă plecați, cu Cobra, da. Dacă plecați, ajung după meci. Da. E bine. Mulțumim mult de tot. A fost Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației. Mulțumim, Mihai, și vă ținem pumnii la toate nivelurile la echipa națională. Da, Dumnezeu și bun. Mergem la Gabi Safta, ocolul pământului în 8 minute, ba chiar mai puțin, aș putea să spun. Gabi, te salutăm. Ia să vedem cu ce moto. Așa, Rapid în CFR. Ce moto? Suzuki. Coman, Sava. Ce-au pățit? Ce-au spățit? Asta înseamnă. Da, da, Rapid în CFR și Coman întreabă, Sava? Ai, mă. Da, Coman, chiar, Sava, hai, mă, care pronunție? Are. Mă, Gabi, are. Te ascultăm, mă, FCSB-istule, zile. Da. Forbien! Da. Forbien! Da, te salut, Robert, cu mult și drag. Eu cu respect. Deosebit. Nu mă să-l salut, Adrian, Ilie, nu salut, pe mine, nu, pe Horia, nu. Nea Mihai, mi se pare fabulos cu laptopul, sunteți chiar de acolo. Lasă-l, bă, că-l dă afară Burleanu, lasă-l să plece. Ce ai, ce ai scris acolo? În loc de Florinel, Coman a scris Coman Sava? Adică Sava, să duce, pleacă. Adică Coman Savarină, la Savarină. Mergem repede în Arabia Saudită. Cosmin Contra a făcut efectiv o conferință șocantă. E pe toată presa arabă. După ce a pierdut în minutul 93 cu Al Hilal, a zis: este o rușine să aduci un arbitru din Mexic să distrugă un meci. Hilal a investit 400 de milioane, nu are nevoie de ajutorul arbitrilor. Este o echipă bună, nu degeaba a câștigat 28 de partide, însă vă rog să delegați arbitrii din Arabia Saudită. Cel din Mexic și-a bătut joc de noi. Rușine, merităm respect. Gata, stop, nu mai duceți arbitrii să strice meciurile. Penalti nu a fost, de eliminat nu a eliminat când trebuie. O rușine mondială, a zis Cosmin Contra, furios. Și foarte drăguț era și cel care traducea, pentru că trebuia să aibă aceeași voce și același ton în fața presei. Dejan Sorescu a marcat din nou al treilea gol pentru Gaziantep, acum din pasa lui Maxim, sunt în formă internaționalii noștri. Din păcate, echipa pe care a condus-o Marius Șumudică până recent este din nou pe loc de retrogradare.
Mergem și în Franța, după două victorii la rând, Ladislau Belloni a pierdut la Reims 2-1, gol decisiv în ultimul sfert de oră. Belloni trist, a dat următoarea declarație: nici nu știu ce cuvinte să folosesc, să nu cumva să jignesc pe cineva, dar am văzut la echipa mea irresponsabilitate. Am plătit scump. La acest nivel, dacă faci două greșeli, te costă și să sperăm că nu vom suferi la final după aceste erori. În Italia, Valentin Mihăil a marcat din nou pentru Parma. Patra oară, a fost cel mai bun de pe teren. Presa din Italia laudă. În Parma Live se scrie nota 7. În afara golului a câștigat multe bătăi aproape pe toate. Recuperări bune. A jucat 54 de minute, iar suporterii au fost șocați văzând că arbitrul înlocuiește. Gazeta de los Sport a declarat cel mai bun de pe teren, tot nota 7. Când își dă seama că e mult peste nivelul Serie B, face diferența și înscrie. Iar în Tutto Sport s-a scris: Esteve și Mihăilă duc Parma spre Serie A. Dimineața au început să vină delegările arbitrilor pentru meciul amicale. Aștept să văd cine ne arbitrează cu Irlanda de Nord. Până atunci am aflat că la Suedia-Albania, la centru, va fi Marcel Bârsan, ajutat de Sebastian Gheorghe și George Neacșu. Un incident șocant a venit azi noapte din... Numai incidente șocate azi noapte. Ce a fost azi noapte? Ce au băut? Nu, ce au fumat azi noapte? Că numai incidente șocante. Da, avem ceva din prima divizion. Antrenorul Sevilla, Quique Sanchez Flores, era să se ia la bătaie cu elevul lui, cu marocanul El Nesiri, în momentul când l-a schimbat. A fost nevoie de intervenția altor jucători să aplaneze situația, care chiar că ar fi fost șocantă în toată regula. La sfârșit, jucătorul a spus că nu a fost nimic deosebit, ci a fost prea nervos după meci. Mbappé a marcat 3 goluri, iar Paris Saint-Germain a câștigat la Montpellier cu scor de tenis 6-2. A devenit singurul jucător din istoria lui Paris Saint-Germain care a reușit cel puțin 3 goluri în 8 meciuri. L-a depășit pe Zlatan Ibrahimović. Și mergem și la FC Barcelona, a câștigat clar pe terenul Atletico Madrid. Poza din vestiar, deja în Catalunia se vorbește că Xavi s-ar putea să rămână totuși, să-și schimbe decizia de a pleca. E mare formă Barcelona, în afara stadionului însă... Da, trei bucăți au dat lui Atletico. 3-0. Unde, tot acolo jucăm cu Columbia, nu? Da. Unde vom juca marți cu Columbia. Da, cam 3-0, cum spunea Adi Ilie, nu s-au prezentat, deși erau acasă cei de la Atletico. În fața stadionului există o plachetă cu unul João Félix pentru evoluțiile bune ale portughezului. Bine, de supărare, fanii lui Atletico au mers la acea placă din fața stadionului și au dat foc unui tricou al lui João Félix, un moment grobian în toată regula, deși João Félix a dat gol și nu s-a bucurat din respect pentru cei de la Atletico Madrid. A fost foarte nervos Jurgen Klopp după ce a pierdut cu Manchester United. Nu vă mai povestesc, știți toți ce a fost acolo. Jurgen Klopp s-a certat cu un reporter al unei televiziuni norvegiene care insinua că echipa ar fi obosită și că asta s-a văzut în prelungiri. Adevărul e că a avut 3-2 în prelungiri Liverpool și a luat 2 goluri în repriza a 4-a. Mai am totuși, dăm voie doar câteva secunde, sper să... Te rog, Gabi. Acest link. Parodie în toată regula în campionatul belgian. O să vedeți imagini, sper că am trimis acest link. În campionatul belgian, la meciul Westerlo cu Henk, ambele echipe au fost mulțumite cu un rezultat de egalitate. Au refuzat să mai joace în prelungiri. Arbitrul le-a dat și 6 minute de prelungire, iar ei s-au plictisit pe teren, făceau pase, râdeau, glumeau cu arbitrul. Antrenorii la fel glumeau pe margine. Toată lumea râdea, aștepta finalul, pentru că ambele echipe erau mulțumite cu un rezultat de egalitate, cam cum era la noi pe vremuri, în vremurile de tristă amintire din fotbalul românesc. O parodie în toată regula la Westerlo, Henk, X-solist. Trebuia să știm dinainte toți. Da, Gabi, să le spunem celor care se uită și care sunt din ce în ce mai mulți că după Fanatic Superliga, noi doi o să debutăm o nouă rubrică, da, complet separată. Este o nouă producție, marca Fanatic, se numește Fanatic Beauty și o să vedeți sportive frumoase, iubite de fotbaliști, fete, așa, interesante. Nu vă mai fac plăcerea să le dăm aici. Da, da, da. V-am scos, v-am tăiat că trebuie să intrați în cantonament.
Saint-Germain. Deci imediat în jurul orei 13, peste o jumătate de oră când se termină Fanatic, rămâneți în continuare pe site-ul nostru fanatic.ro, pentru că debutează o nouă producție marca Fanatic, Fanatic Beauty. O să vedeți niște frumuseți, deci nu o să vă vină să credeți, pregătite de Gabi Safta, pentru că avem cerere foarte mare de frumos. Ni s-a spus, că am subțire la voi la emisiune, da? Iar după aceea, și mai frumos, vine în forță Mitică Dragomir la Max Profesii. Gabi, ne revedem în direct pe Fanatic imediat după ora 13, când se termină Fanatic Superliga. Apropo, ce vreau să vă spun apropo de Luis Munteanu, oameni buni, sunt foarte curios, da? Sunt foarte curios în condițiile astea ce se va întâmpla, ce se va întâmpla la meciul dintre Farul și FCSB, pentru că sunt convins că Rapidul vrea pe Luis Munteanu, dar pe de altă parte mi-a plăcut și Victor Angelescu, fiindcă oameni buni, cred că și aici o strategie. Vine Victor Angelescu, anunță public că Rapidul vrea pe Luis Munteanu, sunt convins că îl vrea pe Luis Munteanu, dar face lucrul ăsta foarte interesant fix, dar fix înaintea meciului dintre Farul și FCSB de la Ovidiu sau unde e partida, în deplasarea FCSB-ului cu un, Luis Munteanu într-o formă de zile mari. Deci, cu alte cuvinte, da, vine Angelescu și spune, îl vrem pe Luis Munteanu, o să facem tot posibilul să luăm din această vară, și îi trimite un mesaj și lui Luis Munteanu, ceva de genul, bă, dă-le și tu un gol, două, la ea de la FCSB, să-i oprim, pentru că e clar, dacă FCSB-ul reușește să câștige în deplasare la Faru, e o opțiune foarte, foarte mare, fiindcă știți foarte bine, numărul de puncte se mișorează, e matematică până la urmă, în acest moment FCSB-ul are față de locul 2 și locul 3, nu două partide, chiar trei partide, da, în care poate să se bietice, repet, nu două, chiar trei, și atunci practic e printre ultimile șanse ca FCSB-ul să fie oprită, și de către cine, nu? De către Luis Munteanu, da? Cine e Luis Munteanu? Ne spune Victor Angelescu, da? Tot o strategemă care, sau o fi, poate mă înșel acum, poate nu scu strategemele, dar mi se pare inteligentă și mi se pare că i-o dă peste fileu, așa, Rapidul, a învățat și Rapidul, i-o dă peste fileu lui Gigi Becali. Ia Gigi, ia vezi cum te descurci cu asta, da? Îl vrem pe Luis Munteanu. Și să-l vezi pe Luis Munteanu dacă nu o da vreo două goluri cu FCSB-ul sau nu face o partidă extraordinară, pentru că normal, când auzi că te vrea și Rapidul, nu e ceva până la urmă și din comun, că toate echipele vor, dar te mobilizează, mai ales că joci cu liderul, da? Sunt convins că și datorită declarației lui Angelescu va face o partidă foarte mare Luis Munteanu, dar interesant. Da. Nu? Da? Interesul Rapidului, spre deosebire de unele cazuri când patronul de la FCSB a mai spus că dorește un jucător sau altul și nu s-a întâmplat după meciul direct, interesul Rapidului este real pentru, și nu este de azi de ieri. Să interesul Rapidului este din iar. Până după meciul echipei naționale, ca Gigi să anunțe că deja a discutat cu Fiorentina. Să poate și asta e concurență, nu? Care să înțelege primul cu Fiorentina? Exact. Nu, care să înțelege primul cu jucătorul. Și după aceea cu Fiorentina. Că despre asta obține semnătura, clar. Da, și eu îi spun lui Luis Munteanu, dau un sfat. Du-te și joacă în alt campionat mai puternic. Ah, ce băiat. Ce băiat bun ești. Da, ce băiat. Nu, dar el fiind FCSB stelist, na, până la urmă sfătuiește să meargă la mai bine. Poate să dea golul la FCSB, da. Și pentru Farul, că poate cine știe, Farul vrea să câștige campionatul. N-a zis că trebuie să se întâmple ceva. Da. Dar mă uitam, erai cu telefonul. Sper că te uiți pe informat.ro, da? Bineînțeles, noua mi-ai recomandat săptămâna trecută și avem sport, politică. Noua aplicație, de 5 stele, da? Rezumatul lucrurilor importante. Ai intrat pe informat.ro? Nu, serios, cum se pare? Nu, serios, știi ce mă bucură cel mai mult? E ușor de accesat. Uh-huh. Ai acolo, uite, avem și, ne prezintă și colegi, ai sport, ai politică, ai tot ce trebuie. Alegi domeniul care te interesează și ai un rezumat al celor mai importante știri pe domeniul respectiv. E un site foarte bun. Foarte bun și nu mai stai să răsfoiești toate ziarele, să cauți și colo și colo. Intri pe informat. Deci crede-mă, eu-l citesc de vreo lună de când l-am descoperit, îl citesc în fiecare zi. Ai intrat? Cobra? Am intrat. Da? Foarte bun. Cum?
foarte bun site. Da. Nu, bun la obiect, uite. Ușor de accesat. Da. Ușor uite, de accesat. Adică, prietenos. Uite, da, prietenos. Sindicatele din primărie anunță începutul protestelor. Pac, pac, câteva ai rânduri. Toate, ai citit imediat toate informațiile. Da. Acolo de... Ai tot, ai actualitate, ai politică, ai monden, ai sport. Acum 13 minute, Messi s-a accidentat în meciul cu Nashville, da? Adică, cum să spun... Tot și mai mult decât atâta, da? Mai mult decât atât, au, v-am zis, aici, eu de-aia mă uit dimineața, pentru că știi ce se întâmplă? Seara nu am timp, știi? Da. Seara, adică nu pot să mă uit, de exemplu, nu pot să mă uit, de exemplu, și la Gâdea, și la Ciutacu, și la Anca Alexandrescu. Corect. Pe politică, da? Da. Mă uit dimineața frumos pe Informat. Am rezumat de la fiecare emisiune. Da. Ce s-a discutat pe scurt, cine a fost invitat, ce scandaluri au fost, care au fost subiectele cele mai importante. În 5 minute m-am informat. Da, corect. Așa. Poate nu pot să mă uit și la Radu Nauma seara, și la Ivanovici, și la Dan Udrea, da, care a făcut pe Orange emisiunile. Da. Intru frumos dimineața pe informat.ro, ai tot ce s-a spus la Ivanovici, tot ce s-a spus la Digi, tot ce s-a spus la Orange, la fel, cele mai... Și totul foarte structurat, știi? Iar asta te ajută imens, pentru că te face, cum spune și numele aplicației, să fii extrem informat. De informat. Uh-huh. Informat. Da, ție informat. Ce ziceai? Că ce-ți îmi place că e prietenos, ai, nu stai să cauți 7000 de... să dai pe domeniul principal știrea cu tare, știrea... Nu, dai acolo, dai domeniul care interesează și ți apar practic un rezumat al celor mai importante 24 de ore pe domeniul respectiv. Și nu mai stai să cauți, stai că intru pe Fanatic, pe urmă intru în altă parte, pe urmă nu. Intri acolo și ți-au apărut și le listează imediat, dai click și ai citit știrea. Da. A, bun, vrei materiale mai mari? Intri pe Fanatic. Bun, vrei exclusivități? Intri pe Fanatic. Corect. Pentru că ei, cum să spun, încetul cu încetul o să aibă și informații. Pentru oamenii care nu au suficient timp, Da, și vor sinteze. Și vor, exact, vor... Și mai e un lucru mie ce îmi place foarte mult. Sunt foarte echilibrați. Nu sunt nici cu dreapta, nici cu stânga. Băieții ăștia de la informat.ro, ți-am zis, redactorul șef, a fost redactor șef de la ziare.com și chiar stoc, uite, inclusiv Polică, te dă din ambele părți, nu-i lasă doar pe unii, știi, să... Da. Uite, sinteza știrilor internaționale. Da, frumos, Sinti, vrei să vezi că poate te gândeai că poate a pierdut Putin alegerile. Da. Ai și rusul, ai și chinezul, ai... Da. Să desfița, adică, știi, nu mai accesai nimic dacă pierdea. Da. Ai tot ce... Te uitai? Ai văzut că niciunul n-a ajuns la 4%? Da. A făcut în acea fel tot să aibă 3,1%. Da, nu știi că nu-mi place, nu intru în politică. Dar nu mă gândeam că poate te gândeai că poate a pierdut omul dimineața alegerile. Seara era președinte și 3%? Dimineața. 3%? Mai are 3 contracandidați. Exact cât să dă comision la imobiliare. Exact cât să le dă comision la imobiliare, să nu treacă de 3. Cum, da, exact. Să nu treacă de 3, da. Bun, deci v-am zis, bun rău de tot, băieții ăștia de la informat.ro. Bun rău. Și repet, chiar dacă sunt concurență cu noi, n-am cum să nu îi sunt bun rău, pe cuvânt. Da, oameni buni, ci intrați pe aplicație, păi descărcați aplicația, mă rog, au și site, brici la virgulă și totul foarte, 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 cum să spun, concentrat. Uite, o să-i recomand și domnului Iancu, care e la telefon. Vă salut, domnul Iancu. Ceau, Horia. Vă salut. Vedeți că a apărut o aplicație bună de știri, informat.ro. Dumneavoastră, care sunteți un devorator, vă recomand cu căldură. Okay. Vorbesc serios, fără glumă vorbesc. Că știu că noastră apreciați calitatea și știrile și citiți absolut orice, sunteți un devorat. Deci informat.ro, da? Obligatoriu, mersi. Cu plăcere. Domnul Iancu, nu o să vă țin mult, vreo 10 minute, așa că suntem înspre finalul emisiunii. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, așa, în 2-3 vorbe, cum vedeți toată povestea asta cu suporterii, cu Daniel Nicolae arestat, cu toată nebunia care pare să a bulversat rapid într-un moment bun? Daniel Nicolae arestat? Cum adică? Nu. Daniel Nicolae săltat și... Ah, așa, da. Suporterii arestați. Nu, săltat. Apropo de știri. Apropo de știri, zic, eu și pierdut o știre. Nu s-a întâmplat nimic. Doamne ferește. Da, bun, acum lucrurile sunt întâmplate și ar trebui ca, în consecință, lumea să strângă rândurile. Toată lumea, toți, mă refer de la patron până la suporteri. E un moment de răscruce, e un moment greu venit când nu trebuia să vină și nu trebuia să se întâmple. O traiectorie ascendentă, eu am fost unul dintre criticii a tot ceea ce s-a întâmplat la Rapid în ultimul an
an și jumătate când a venit Șucu, dar în iarna asta au început investițiile, investiții bune, atitudinea bună a patronului Șucu, că el a rămas și și-a asumat toată asta, ceva rezultate au început să apară și asta înseamnă că banii investiți sunt buni. Fotbalul nu poate fi păcălit la nivelul ăsta. Bun, dar, la nivelul apropo, ăsta înseamnă bani. Apropo, toată povestea asta, că știți că a apărut teoria asta, e și un semnal către Șucu că ți-ai luat prea multă viteză? Obligatoriu. Nu trebuia să apară în dimineața aia la PNL, nu trebuia să cocheteze cu politicul, trebuia să iasă clar într-o conferință de presă, nu mă interesează, și să evite în perioada asta să apară în jurul, în preajma evenimentelor politice, sub nicio formă. Trebuia să evite lucrul ăsta, pentru că sunt și pro și contra unii și toți au putere, puterea lor este împărțită și nu știi de unde îți vine. Iar lucrurile nu m-a deranjat focusul care s-a pus pe rapid în condițiile în care evenimente periculoase în tribune au apărut la toate echipele mari. Păi cum, cu o zi înainte să omorâseră exact, la Dinamo UTA? Exact. În direct? Ori focusul ăsta pe rapid venit și cu direcția asta pe Nicolae care face tranzitul răspunderii din tribune spre patronat, lucrurile sunt clare, nimic nu e întâmplător. Adică care e mesajul către domnul Șucu? Că dumneavoastră devoalați, înțelegeți foarte bine. Care e mesajul? Mesajul se numește Copos, se numește Tudorache și acum sper să nu fie al treilea mesaj Șucu. Asta e părerea mea și cred că am spus destul cu treaba asta. Uh-huh. Ca să nu zic de toți ceilalți colegi de-ai mei de pe timpul când eu investeam în fotbal, care toți, marea majoritate sau unii dintre ei au crochetat, sau au fost în preajma evenimentelor politice, sau toți am reprezentat un fenomen social cu mare impact politic, și am pățit ceea ce am pățit fiecare din noi diferit, dar dacă tragem o linie, da, suma e aceeași. Sincer, domnul Iancu, mi se pare nedrept că s-a pus anatema asta pe rapid. Acum culegem ce am semănat. Ca să ne înțelegem, luați-l același, putem să-l enumăr și pe domnul Gigi Becali, pentru că și el, cochetând cu politica, a pățit ce a pățit, știți foarte bine, și-a recuperat o mașină și a făcut pușcărie. Da. Exact în perioada când cocheta și cu politica, a fost și europarlamentar, a fost, deci lucrurile sunt clare, nu pot fi evitate, că s-a întâmplat sau că nu s-a întâmplat sau că a fost cu direcție sau nu, da, pot fi lăsat. Da, bun, și în condițiile astea cine mai vine să bage bani în fotbal, domnule Iancu? Păi să bage bani numai în fotbal și să-și omărească politica în fotbal, politica economică, financiară. Bă, imaginea și-o cultivă, dar să nu o tranziteze în politică. Da, ăsta a fost avertizmentul. Stai și ocupă-te, domnule Șucu, de fotbal, că e ok. Absolut. De afacerile dumitale, asta e părerea mea. Acum, poate nu am dreptate, dar de-aia și cer ca în acest moment să se adune toți la un loc și să susțină echipa, fiecare pe felia lui, să separe foarte bine tribuna, peluza de conducere, de administrație. Nu este bine niciodată să se amestece lucrurile, să-i adune la un loc doar iubirea pentru club, în cazul de față rapid, dar în rest fiecare să-și facă treaba lor, să nu mai umble bani de la administrație către suporteri, în niciun fel să se găsească autofinanțare, să găsească soluții. Toți am trecut prin asta, cei care am condus clubul și fiecare din noi am pățit foarte bine lucrurile în așa fel, sau care nu le-am pățit, uite, au avut de tras. E nevoie să se unească la rapid spiritele, să fie din nou o forță emoțională, să transmită lucrul ăsta în rezultate și eu sper ca să nu deraieze, ca să rămânem în domeniul feroviar echipa, pentru că intrase pe canalul cel bun, pe linia bună, erau pe linia bună. Da. Un ajutor nesperat tot acest îmbălău pentru FCSB și pentru Gigi. Bun, nu știu dacă a fost un ajutor, pentru că ei sunt la mâna lor și erau la mâna lor. Nu cred că e un ajutor. Cred că, repet, e venit cum nu se poate mai rău, dar e venit rădăcina, cauza, efectul e ceea ce s-a întâmplat. Cauza este apariția asta meteorică a domnului Șucu în preajma politicului. Asta e părerea mea și da, eu cred că el a înțeles lucrul ăsta, l-am văzut destul de speriat
și cred că va lua măsuri în consecință și va rămâne să investească mai departe liniștit, să-și urmărească performanțele sportive și financiare, așa cum... FCSB ia titlul, domnul Iancu? Așa cum pare, da, e la mâna ei, are 7 puncte diferență, 7 puncte mult în play-off. Credeați în vreo omenie la meciul de aseară, cum au acuzat rivalele cu Ștefănescu și, mă rog, tot scandalul care a fost în ultimele 24? Nu-mi plac echipele care nu mai sunt motivate în play-off. Cred că 6 sunt prea mult. Eu aș coborâ play-off-ul la 5. Maxim. Adică 5. Vi s-a părut o echipă demotivată, Sepsi? Întotdeauna, da, bineînțeles. La modul cum a arătat în teren. Și numai 3 seturi din echipă, no name, no face, no name. S-au încercat, dar erau limitați. N-aveau cum. Deși rezultatul e strâns, n-a arătat ce s-a întâmplat în teren. E clar. Dar nu, lucrurile sunt clare. În play-off de 4, de 5, nu știu, bine, 5 e fără soț, nu, e greu. Dar 6 sunt foarte multe. Sau să găsesc o soluție să motiveze pe toate 6 echipele. Pentru că altfel nu. Întotdeauna, cel puțin una, se găsește să... Da, așa a apărut Sepsia seara. Așa a apărut Sepsia seara. Aveți dreptate. Chiar așa a apărut. Da. Da, deci treaba cu Ștefănescu e chiar felicit Rapidul. Prin vocea lui Angelescu, iarăși, pe care l-am criticat, dar iată când face lucruri bune, era momentul ca o contracandidată, cum e Rapidul, să iasă să spună lucrurile pe nume. Chiar dacă așa de urât se vede treaba, faptul că Ștefănescu nu joacă niciodată împotriva Stelei. Cifrele sunt unele chiar care te descurajează, nu înțelegi. Da, ia ziceți, nu mai credem în coincidențe. A, nu. Asta, lucrurile sunt clare. Numai cine nu a fost un fenomen implicat. Cum să? Păi trebuia să facă tot posibilul. Absolut, trebuia să-l schimbe la un anumit moment în ultimul meci, în așa fel încât să nu ia galben. Sunt nicio voie. În ultimul minut, după ce dai gol, în ultimul minut e galben și nu știu. A, deci e evident că băiatul n-a vrut să joace. Absolut, absolut. E cu ochii după ei. Da, e cu ochii după ei. Se va și întâmpla, dar oricum Steaua, FCSB-ul avea prima șansă și s-a și dovedit. E la mâna ei, m-a întrebat dacă o să câștige campionatul. Cred că e timpul și e coaptă, pe bune, ca să folosim cuvântul ăsta așa mai românesc, mai agricol, e coaptă și trebuie să culeagă roadele. Are vreo șansă? I-ați văzut izbucnirea. Dom'le, nu suntem respectați, nimeni nu vorbește de noi la titlu. Suntem totuși campioana României. Atitudine bună, dar de la dorință la putință, astăzi, în campionatul ăsta e distanță mare. Plăcut Craiova a făcut o figură frumoasă, dar nu știu dacă are continuitate. Dacă va asigura continuitate, o surpriză neplăcută este atacul CFR-ului, care pur și simplu nu există. Deci campionatul ăsta au jucat fără atac. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu, Varga, acum chiar și Balaș. Eu nu am cuvinte bune de Balaș, dar ca administrator mi-a plăcut cum s-a mișcat la CFR. Dar anul ăsta să joci fără atacanți, așa ceva, nu pot să înțeleg. Da. O ultimă întrebare, domnul Iancu. Mitriță merita la națională? Echipa națională e o echipă de muncă, de alergat. E o echipă care cară pianul. Nu e o echipă de pianiști. Nici Mitriță și nici Coman nu-și găsește locul ușor la o echipă națională. Ca de altfel, uite, Coman nu reușește să se transfere, care în România face furori, dar joacă o echipă pentru el. El nu cunoaște primii 50 de metri din terenul propriu, îi știe doar pe ceilalți și îi știe bine. Iar Mitriță la fel. Ori la echipa națională, dacă nu muncești, nu ești în stare să cari și pianul, nu rezolvi nimic. Dacă îți vine un fundaș bun, serios, o echipă bine așezată în fața ta, cum sunt echipele naționale adverse și cum e calitatea jucătorilor adverși, nu mai poți să mai strălucești ca în campionatul român. Cred că Iordănescu junior, Edi Iordănescu, a ales bine. Chiar dacă Coman este la națională, Mitriță trebuie să mai muncească. Am văzut în ultimul timp că cel puțin o repriză face și fază defensivă chiar mai mult decât Coman. Iar lucrul ăsta e meritor. Dacă va ține așa,
cred că se va întoarce și la echipa națională. Dar astăzi, momentan nu, din punctul nostru de vedere. Trebuie să învețe să care piano. Dacă o să învețe și înțeleg că și el și golgeterul campionatului Coman, vorbiți de amândoi. Absolut, absolut. Mm-hmm. Absolut. Și nu m-a contrazis niciun specialist din fotbal. Toată lumea înțelege că la echipa națională, afară, când te transferi, trebuie să joci fotbal total. De-aia nu e titular la națională. Da, sunt doi jucători în lume, Messi și cu Ronaldo, care joacă o echipă pentru ei. În rest nu există, nu s-a inventat lucrul ăsta. Credeam că sunt Coman și Mitrița după Messi și Ronaldo. Da, îmi plac mult, îmi plac în fotbalul românesc, îmi plac pentru că sunt jucători cu pase și cu goluri și poate să facă pentru echipa lor ceea ce trebuie să facă, să facă diferența. Dar în momentul în care trebuie să te apuci de muncă, ei nu sunt tipuri, ei sunt epuizați. Ați văzut aseară, a depășit un pic granița putinței, Coman, și la un moment dat a spus că nu mai poate. El a leșinat. Schimbat. Da, adică trebuie să mai lucreze din punctul ăsta de vedere. Preparatorul trebuie să gândească și lucrul ăsta. Dar bine, asta dacă îi cere antrenorul ca să-i schimbe poziția în teren celor doi. Mitrița face lucrul ăsta o repriză, de obicei a doua. Dar Coman nu. Coman se conservă ca să poată să dea calitate în jocul lui super ofensiv. Și o face cu succes în România. Dar la echipa națională nu. Da, așa e, aveți dreptate. Mulțumesc mult pentru analiză, domnul Iancu. O analiză impecabilă, ca de obicei. Vă mulțumesc. Sănătate. La revedere. Da, a fost Marian Iancu. Dar ce e cu Iancu? E prima oară eu când l-aud pe domnul Iancu cu că... Nu, păi tu când îl auzi te strâmbi. Nu. Ba da, te strâmbi, îmi faci tu mie semne. Nu începe cu astea din altă zonă a României. Lasă-mă, că, te rog eu frumos. Că știi că vă critică. Nu. Dacă omul are argumente, de ce să nu critice? Uite, cum spune și Luc, din punctul dânsului de vedere, a venit cu niște argumente. Nu, acum s-a investit, e bună strategia. La fel cum zicea și cu ceva timp în urmă, când la fel din punctul dânsului de vedere, lucrurile nu păreau așa cum credea dânsul că trebuie să făcute. Dar un discurs frumos de sperat. Da, un discurs frumos. Eu știu că l-am mai avut niște discuții în contradictoriu cu domnul Iancu. Până la urmă e normal ca fiecare să venim cu niște argumente și să încercăm și să le susținem. Și e primul care aruncă teoria asta cu domnul Șucu. Da, nu, spune o spune lucru, foarte clar. Știi de ce? Este într-o postură în care nu sunt mulți. Da. N-au fost mulți. Da. A fost investitor, știe exact, a fost în lumea fotbalului, a avut problemele care le-a avut la un moment dat. Și atunci omul probabil are mult mai multe date decât noi, care n-am fost implicați în postura de finanțator, de proprietar la un club de fotbal, nu, bine, tu om de afaceri la nivelul dânșilor ești. Eu cel puțin cu Adi, cu cine nu sunt vorbești? Că te-ai întors în spate. De tine și domnul Șucu și Iancu. Mă auzi, dacă eu sunt om de afaceri, înseamnă că Adrian Ilie este Donald Trump, dacă eu sunt om de afaceri. Ce am zis bine sau? Nu. E bine, de ce? De ce? Nu? Nu? De ce? Ai ceva cu Trump? Nu, cu mine am, nu cu Trump. Că n-am ajuns ca el, știi că... Bine, acum fiind realiști puțin nici n-o să ajungi, dar păi visezi și tu cum... Na. Cum a zis, și de Agică, dacă de la dorință, la ce, știi? Da. Corect. Nu, e un discurs susținut cu argumente. Da, și despre fotbaliștii cei doi, Coman și cu Mitrița, care are perfectă dreptate. Da. Adică îi joacă la echipele de club. Da, e frustrant. Uite, eu sunt de acord cu domnul Iancu, dar e frustrant ca jucător și tu o știi foarte bine, când vezi că ești printre cei mai buni în România, să nu te cheme nici la un meci amical. Adică dacă eu văd că am dat 12 goluri, 10 asisturi și nu mă chem nici la amical, da. Eu sper că o să mă iei la Euro. Știu situația, că și-am trecut prin... Păi și cum? Și e greu de gestionat. Așteptam să mă cheme și nu te-a chemat. Și nu m-a chemat. A zis, vezi? Te duci la tineret. Păi, stai acolo. Nu e ok. Adică, dovedește. Dacă vorbim de Mitrița ăla din urmă cu un timp, ok, sunt semne de întrebare. Dar Mitrița ăsta care a revenit la Craiova, nu ai ce să-i reproșezi. Ca atitudine, ca... Da, mai avem o legătură telefonică. Andrei Nicolescu este la telefon, conducătorul lui Dinamo. Bună ziua! Bună ziua! Aoleu, ce voce! Ce voce, păi conform prestației de ieri, ce să facem?
Aveți o voce de absent. Da, dar jur că n-am înțeles nimica. Deci mie nu venea, nu, mie nu mi-a venit să cred cum a jucat de prost. Mă credeți că asta mă gândeam și eu, că n-am înțeles nimic din meciul de ieri. Mă rog, am înțeles ceva. Am înțeles o lecție de caracter a galeriei noastre. Am înțeles că suporterii Dinamo sunt adevărați campioni. Și atunci când echipa se va ridica la nivelul suporterilor, vom fi și noi campioni. Cam asta am înțeles eu. Frumos ce au făcut suporterii după meci. I-au încurajat? A fost o lecție de caracter. E singurul lucru pozitiv pe care l-am văzut aseară și m-a impresionat foarte mult lecția pe care au dat-o suporterii aseară. V-a trecut iar aseară fiorul ăla rece al retrogradării? Nu, dar sincer n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Cred că trebuie să mai analizăm un pic intern, nici nu știu să vorbesc despre un factor sau altul, dar așa am fost de nerecunoscut, asta e adevăr. Nu, iar în prima repriză, domnul Nicolescu, mă uitam șocat, da, că pregăteam, că după meci am intrat la prima, la emisiune, și mă uitam șocat, putea să luați 5-6, pe cuvântul meu, nu cred că exagerez, acum serios. La fiecare două minute eram în pericol, da. Dar ce a putut să se întâmple? Adică de la o echipă echilibrată, puternică, ați devenit, parcă erați în vacanță. Era umbră sau parcă era un meci amical și erați salvați voi de mult. Asta trebuie să vedem în primul și în primul rând că, așa cum a spus și Mista, totul a plecat de la capacitatea fizică de a câștiga duelurile. Noi n-am avut nicio capacitate fizică de a câștiga duelurile. Nici nu știu dacă viroza aia care ne-a prins a afectat toată echipa. Nu, morți, cum se zice, morți în cadă, cum se zice în limbaj. Da. Adică mă uitam... Trebuie să analizăm, da, pentru că chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar n-am avut capacitatea să câștigăm niciun duel fizic, de aici pleacă cu totul și cu totul toate celelalte. Da, 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 firav rău de tot. Și gândiți-vă, domnul Nicolescu, mai sunt doar 8 meciuri. Adică... Știu și nu, ideea este că n-am văzut la nimeni din echipă această capacitate, ceea ce înseamnă că toți au fost la același nivel fizic. De asta cred că totuși... Asta vă îngrijorează, care, ca să zic așa. Poate a fost o chestiune generată de acea viroză de la sfârșitul săptămânii trecute, începutul săptămânii. Da. Nici Copici nu mi-a plăcut. A stat pe barcă, inert de data asta. Nu știu, parcă era... Parcă, cum să spun, parcă se gândea, domne, asta e, pierdem astăzi. Parcă nici Copici n-a simțit echipa că poate ceva. Nu știu dacă ați observat. Nu-mi dau seama, pentru că am avut discuții premergătoare. Parcă era resemnat și el. Da, n-am mai reușit să ajung la Sibiu cu echipa, a fost doar Eugen și nu i-am simțit. Am avut doar discuții din discuții, știți cum e, câteodată discuțiile sunt făcute așa un pic... mai ales cei care sunt pe lângă echipă, că pe mine mă interesează orice detaliu de acolo și când răspunsul e ca la o conversație din asta, ce faci bine, pierzi toate detaliile. Deci nu pot să vă spun, pentru că n-am fost în ultimele două zile înainte de meci cu echipa, ca să vă spun ce am simțit. Sper că domnul Voicu nu s-a fotografiat cu trofeele lui Hermannstadt. Nu că n-a fost la meci, a fost doar pentru întâlnirea cu suporterii. Hai, știu, și... știu, nu, am glumit. Da. Am glumit. E totuși fiorul prezent iară, fiorul ăsta al retrogradării după înfrângerea asta fără drept de apel. Deci venit într-un moment în care toată lumea credea că lucrurile par să se fi rezolvat la Dinamo? Păi dacă jucăm așa cum am jucat ieri, nici nu știu dacă suntem echipă de Liga 2, nu știu ce să zic, ce să fac. Sincer, și eu am avut impresia că sunt două echipe din ligi diferite. Și nici, mă uitam, niciun jucător, domnul Nicolescu, nimeni... Asta vă spun și eu, că niciunul dintre n-a dat ei unul semnalul, de să, măcar, da, băi... De răutate, de... Da. Adică... Iar faptul că totuși lecția asta pe care le-au dat-o suporterii și mă miram, pentru că eu știu ca jucător, în momentul în care vezi ce se întâmplă pe stadion în jurul tău și vezi acel imbol pe care îl primești, așa, fotbalistii vorbind, ești capabil să bagi capul în gheată, adică te determină cumva
te determină cumva această atitudine a sportelor, dar am văzut cumva neputință fizică, din păcate. Trebuie să și poți, domnul Andrei, că degeaba cântă câteva sute... Am văzut cumva neputință fizică. Câteva mii au fost ieri, de fapt, nu sute. Câți au fost? 4.000, cred că. 4.000, 4.000 și cumva și parte din stadion era cu noi, din păcate... A jucat semi-acasă, ca să zic așa. Din punct de vedere al susținerii, am jucat acasă. Din punct de vedere al exprimării, cred că am jucat la 2000 de kilometri departe de casă. Da. Cu cine aveți acum? Cu Petrolul. Petrolul Ploiești. Cu Petrolul, da. Știți cine o să ajungă să vă salveze? Rednic, să țineți minte. Da, sper să ne ajungem în ultima etapă, să stăm cu calcule pentru ultima etapă. Rednic! Eu sper să fi fost un duș rece, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, așa cum știți, dușul rece întărește sistemul imunitar. Da, bună. Să nu răciți, domnul mai, Andrei. Mai chemați-l pe Mircea Lucescu. Acum vorbesc serios, nu sunt ironic sau ceva. Nu, știu că nu sunteți ironic. Și noi încercăm să găsim cele mai bune metode. Să nu, că mă gândesc că vă chemați să-l mai, vreți să-l mai rugați, nu să mai treacă la un moment dat, dacă 100%, poate. 100%, da, cum să. Bine, vă ținem pumnii, mâine mă văd cu domnul Voicu, dacă nu știu dacă știți. Nu știu. Mâine domnul Voicu a acceptat invitația și vine la Fanatic mâine. Foarte bine. E o premieră și pentru dânsul și pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim. O zi bună. Mulțumim. Vă ținem pumnii să vă salvați. Băieți, mulțumesc mult de tot. Tu nu, a? Da. Dacă tu joacă nu. Ca seară, n-au nicio șansă. Robert, mulțumesc. Mulțumesc. Cobra, mulțumesc. Ne oprim aici în câteva minute. Noua producție, marca Fanatic, Fanatic Beauty. O să vedeți spectacol și niște fete frumoase și sportive și show o să fie. Iar la 13.30, show-ul show-urilor, cea mai tare emisiune din online, 1-1, emisiune cu sute de mii de oameni. Mă refer la emisiunile gen podcast, Max Profețiile lui Mitică cu Dumitru Dragomir. Le mulțumesc băieților. Ne oprim aici. Emisiunea de astăzi la 17.30 o puteți revedea pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Iar noi ne revedem cu Fanaticul mâine la ora 10.30. Mâine avem o zi spectaculoasă, da? Pe lângă emisiunea propriu-zisă. La 12.30 l-am invitat pe domnul Voicu, practic proprietarul prin Redden Dwight al lui Dinamo. Vom avea multe lucruri de discutat. Iar în jurul orei 14, da? Puțin mai târziu decât v-am obișnuit, la Suflet de Rapidist, Robert Niță are un invitat cu totul și cu totul special. Va veni alături de Robert Niță și de Lucian Ionescu, Marius Șumudică, un invitat fantastic pe care îl așteptăm cu sufletul la gură. Deci mâine Eugen Voicu și Marius Șumudică, două nume importante din fotbalul românesc care vor fi la Fanatic. Mulțumesc încă o dată, băieți, mulțumesc Superbet, mulțumesc Aqua Carpatica. Revenim imediat cu Fanatic Beauty. Rămâneți, pentru că vorba lui Diaconescu, nici nu știți ce pierdeți.